Bună ziua, bine ați venit la acest WordPress Meetup. Mă bucur să vă văd în persoană după 2 ani de zile de pandemie. Eu sunt Teo, sunt developer pe WordPress de aproximativ 9 ani de zile. Sunt freelancer și sunt organizator WordPress Meetup. Mi-aș dori să vă ascult și pe voi, să ne reintroducem, să ne cunoaștem mai bine. Olivia, dacă... Întorc camera și mai la mine. Văd așa cum aș uita eu dacă fi așa. Bun. Eu sunt Olivia Preda, fac WordPress de ceva timp. Am lucrat și 2 ani într-o agenție WordPress, care făcea printre alte WordPress, dar era cumva main focus ce făceam acolo. Cu toate acestea, nu sunt foarte avansat în WordPress. Știu niște chestii de bază. În principiu, ce fac eu e că iau un template și îl pun și am idei așa să mai intru puțin în PHP și ceva cod, dar cumva știu HTML, CSS, ceva PHP și destul de puțin JavaScript. Cam astea sunt abilitățile mele. Gestionez însă destul de multe site-uri, în sensul că nu fac site-ul de la zero, dar am un site pe care lucrez și trebuie update, zice să schimb ceva, update de plugin-uri, temă, WordPress, nu știu ce, și să mă asigur că totul merge. Și de obicei apare o problemă și care problema trebuie rezolvată și e foarte prioritar, cu toate că anterior observări ei poate a trăit site-ul foarte bine. Am făcut și eu niște WordPress meetup-uri la București, am locuit la București vreo 17 ani și acum am venit la Năvodar după ce am mai trecut și prin Londra. Cam asta e despre mine. Mersi. De cât timp te-ai mutat din București? De când a venit pandemia. Am stat vreo 3 luni și la început se zicea, băi, poate să dureze chiar o lună. Poate să dureze chiar 3 luni. După 3 luni m-am mutat și... Da. Mai știu noi cu războiul, că voi s-ar putea să dureze până în mai. Ok, nu știm care mai. Mai durează. Eu am intrat pe site-ul tău, pe blogul tău și am văzut mai multe filmări tot așa de la WordPress Meetup-uri. Ia să intru ca să vadă toată lumea, să intru puțin pe... Avem dovezi. Yes, eu update-ul WordPress-ului. Nu l-am datat recent de frecvent, ca la 2-3 luni, dar când apare ceva major, cum ar fi trecerea de la 5.9 la 6.0, atunci las 2 săptămâni și fac update. Deci nu faci update imediat. Nu, aștept să... Nu. Despre gravide. Dar e un banc ăsta, dar intrați pe Olivia.ro și fii despre gravide. Asta e un banc? Da, e un banc. Dacă vrei, poți să-l dai, să-l și vadă că e chiar mi se pare amuzant. Mi l-a trimis un amic și am pus și link, dar uite, un tip are Blowloprint. Și... Mă rog. Mai are? Asta e tot, da? Da, asta e 3 luni. Da. Și unde e poanta? Poate mai jos, da. Nu, asta e poanta. Okay. Blogul meu e de necitit. Eu îl scriu ca să-mi scriu gândurile. Dacă vreți neapărat să citiți, vă duceți sus, home, și am acolo articole recomandate și am acolo listă cu alea, pe alea le recomand. Așa ce pe homepage citiți despre bancuri cu gravide și tot felul de alte lucruri. Am văzut filmele tot aici pe site-le orice? Depinde. Filmările intenționez, da. Dacă vrei să vă dau vouă filmare, adică nu am o... Uneori le dau organizator și nu știu ce, dar în principiu dacă vrei să vezi filmări, dai end la tastatură. Și am aici foto, auto și video acolo și acolo e categoria numai cu foto, auto și video. De exemplu, ăsta e un eveniment la care n-am participat, dar mi-a trimis omul foto și video ce mi-a fi trimis și i-am postat evenimentul. Că numai foto aici, dar îmi trimite și foto și video și tot felul. Ajunsesem și aici. Deci astea 3 minus ale mele. Ăsta l-am filmat la Constanța. Ai dat mâna cu preamăritul? Nu mă țin de la comentarii. Ok. Încă la București pentru GPEC aici, dar... Cum e GPEC-ul? Îmi place, mie îmi place, mi-a plăcut din toate edițiile până acum, asta mi-a plăcut, îmi dai seama, la video, mă să... Cam cât au fost calmările? Băi, a fost la Teatru Național și cam 60-70% din Teatru Național s-au umplut, deci, nu știu să zic, câteva sute de oameni aproape bateau spre 1000, cam în genul ăsta. Super, deci a crescut destul de mult, ultima a fost acum 6-7 ani și erau 200 maxim, să zic. Nu, mulți. Și...
Au fost două prezentări despre UX care mi-a plăcut foarte mult. Și mi-a plăcut, eu, în general, evenimentul. Super. Na, dacă n-aș fi făcut... A, la, pentru toți ai... Dar n-am făcut poza. Am făcut... Aici am făcut un... Nu știu, un... Idei un principale. Brief. Da. A, dar știi că filmulețele le avem de la JPEG. Da, i-am întrebat... Apare un video, dai seama, nici nu poți să mărfești calme. Ok, am întrebat înainte, eu n-aș veni la GPEC, că vreau să vă uit online. Păi nu o să fie online, într-adevăr n-a fost online, ne-au trimis clipurile după aia. Cu tot altceva, adică, și eu n-am nicio treabă, adică nu m-aș fi dus la București dacă știam că... Da. Nu, chiar a fost mișto și networking acolo, chiar... Da, da, uite, chiar am avut doi clienți care au fost la GPEC și da? Spuneau, da, și am și rata, nu știu de ce, n-am fost. Are Evensys un eveniment despre, cu developer, dacă nu mă înșel, nu mai știu cum se cheamă, ce scuze, dar n-au multe evenimente cu developer, e de obicei toamna. Ăla mi-a plăcut foarte mult. Nu mai știu. Păi, sigur, nu caut evenimente de developer Mosaic pentru că, din contrari, la chestii gen, cred că am mai multe chestii de învățat. Adică la developer s-ar putea, mai ales dacă mă dau ceva de un agent sau de PHP, s-ar putea să știu, știi? Și atunci, dar așa, dar astea nu știu nimic, știi? Dacă mă duc la astea, cum e CRO sau toată partea de marketing, nu. Nu o să vedem. Aici a început pandemia și când am avut niște timp cu pandemia, păi nene, de ce stai în repansat? E postat în 2020, dar evenimentul a avut loc în 2018. Am strâns acolo câteva zeci de evenimente și am postat, cred că am avut 150 de follow-up-uri în aprilie. A început pandemia, lucram de acasă, n-aveam nimica de făcut. Okay. Ce să mai, măcat câteva, am avut vreo 150 de follow-up-uri în zona asta, în perioada aia. N-am avut timp în 2018 să mă țin de el și l-am postat, mă rog. Ești din Năvodari de loc? Sunt nu, nici nu știu. Sunt născut în București, dar până la facultate n-am locuit în București. Da, acum stau în Năvodari, dar am petrecut, nu știu, copilăria, liceul, nu știu ce, în Năvodari. Așa. Și acum revin în 2020. Da. Mulțumim că ai venit să ne... De la Năvodari. Filmarea cu pozele. De la Năvodari, de la Năvodari. Cu plăcere. Dacă vrei tu să întorci camera spre ei ca să nu... Așa. Păi e... Regularea cu fiecare și întoarce camera. Andreea. Ah, eu, bună, eu sunt Andreea, aici sunt doar în calitate de susținător al vostru, în special al lui, nu lucrez în domeniu, nu se știe niciodată dacă ce nu voi face electronică și telecomunicații. Pe bune? Da. Momentan sunt cadru didactic în universitate. Am ales așa, să spunem, o zonă mai la UMC. La UMC, vom vedea dacă vreodată în viața asta voi schimba cumva direcția sau nu. Păi aici este electronică și telecomunicații combinat cu development. Adică unde suntem noi acum aici. Așa, da. O știi cumva pe Vasilica Onofrei? Numele mi-e foarte cunoscut, face PR la UTM, se ocupă de relații publice. Și mi-am spus un comunicat și n-am vrut. Numele sigur l-am mai auzit, okay. Dar bine. Momentan nu... Acum voi, gata, eu am scăpat. Eu sunt Cristian Pulea, dar tu și Olivian nu mă cunoșteați. Restul participanților mă cunoșteau și organizatorilor. Era un film cu gangster, nu mai știu numele, dar I knew everybody and everybody knew me. Da. Și acum eu vin de la birou, dar acasă plec către și la Valea Dacilor, că m-am mutat din Constanța, m-am mutat la țară. Ce distanță e proapă? 40 de kilometri, exact din punctul ăsta până în fața porții. Și faci zilnic drumul în timp săptămânii? Aproape zilnic.
teoretic, în fiecare zi, practic, sunt zile în care nu vin, că n-am nevoie să vin. Asta cu și un calculat de da. Da, firma mea contează bine. Okay. Cred că, da. E un singur decontator. Buzunarul, cardul. Dacă să tai ceva sensibil, nu mai rămâne nimic din video asta. Okay. Eu așa, ca idee, nu sunt în general sensibil, dar și sunt ca și nivel de la WordPress, sunt cam, cum zicea Olivian. Știu ceva HTML, CSS, mă descurc, pot să intru până în spate pe acolo să fac să luăm la pilă ce nu ne place, să zic așa. Și am făcut ceva cursuri de PHP, dar super introductive și cred că ar trebui să fac puțin mai mult. Și scopul meu este să învăț să fac WordPress mai de la bază, adică să nu mai folosesc neapărat teme și răsteme și framework-uri și super framework-uri, pentru că îngreunează foarte mult site-urile și viteza de încărcare crește, scade foarte mult viteza de încărcare. Și ăsta e scopul pentru care vreau să mă împrietenesc cu cât mai mulți dezvoltatori de WordPress, ca să schimbăm impresii și ce să vedem. Singur l-ai folosit. Poftim? ACF-ul. Vedeți că stăm pe aici. De gust l-am folosit. Știu că există, m-am jucat cu el, dar ACF face mai mult decât am făcut eu cu el. Și ar trebui să învăț cum se face. Eu fac toate temele în custom, folosind ACF-ul. Și am rezultate de 99% pe mobil, 100% pe desktop. Wow! Da. Super! Radu, și el folosește tot așa ACF. Da, bine, de bază, toată lumea. Bine, acum l-a cumpărat ăștia WP Engine, văd că a cumpărat ACF-ul și au cumpărat o grămadă, cred că să cumperi și WordPress-ul până la urmă. Și e puțin, adică e ciudat, știi, când trece din, de la o companie mică, trece sub aripa unei companii mai mari, corporate, să sperăm că o să fie ok. Bine, nu l-au cumpărat să-l distrugă, îți dai seama, dar e puțin interesant. Deci ascultam podcast-ul cu Elliot Camden, care a dezvoltat ACF-ul și add-on-urile. Și vorbea de faptul că o să-l predea. Nu mai ținea minte dacă WP Engine sau o altă companie. Da, e posibil să fi fost vorba de altă companie în podcast și între timp să se fi schimbat lucrurile. Oricum știu că inițial a luat Genesis framework-ul, a fost preluat de către WP Engine. Nu știu dacă ai prins proiecte cu Genesis. Știu despre, dar n-am lucrat. E tot așa un fel de temă. Tot un fel de temă. Da, asta ce mi-a zis acum Paul, nu știam. Luna asta l-a cumpărat. Luna asta? L-a cumpărat? În iunie. Da, da, da. Bine, a cumpărat toată firma care se numește Delicious Brains. Ah, da. Și i-a deci, cumpărat cu totul. Delicious Brains prelua ACF-ul de la Elliot Camden. Ah, ok. La mâna a doua, ok, nu știam. Și între timp au luat Delicious Brains. Wow, da. Bine, mai are ceva module, dar pentru ACF-ul cumpărat, care sunt mai nou de imașa. Oricum, ăștia au și un framework WP Engine, da. Genesis-ul, asta e. Genesis îl numesc framework, dar din punctul meu de vedere e doar o temă. Și știu că l-au luat acum tot așa vreo 3 ani, 4 ani de zile și da. Îl dădeau la pachet. Dacă tu ai hosting de la ei, îți dădeau și Genesis-ul inclus. Că altfel cumpărai pachetul de Genesis separat. Le dădeau ceva Atlas, de la vreau să spun. Au ceva headless. Adică să faci front-end-ul de WordPress în React. Și au un proiect open source, Spark Atlas se numește, care în principiu sunt câteva module peste WordPress și tema de bază în React. Și, da. Dar e cu totul altă abordare. Site-uri mai mari, așa mai. Da. Da, eu daily lucrez în Divi destul de mult și customizez destul de mult și la nivel de cod și front-end.
Mai lucrez cu Elementor, dar, mă rog, mai mult forțat de un client care a plecat de la mine și s-a întors cu un site Crăci cu spume, făcut cu Elementor. Nu, nu, problema nu este Elementor, problema este cum s-a întors, că între timp a pierdut și SEO, a pierdut tot. Acum am reușit să, cu o mică armată de oameni și cu vreo 4-5 firme care lucrăm pentru el acum, am reușit să-l scoatem cât de cât la un cap și să... Dar trebuie refăcut, adică... Și nu, asta vreau să zic, că Elementor nu mi se pare o problemă în situația asta. Dar nici la Elementor nu sunt foarte avansat, dar știu să mă descurc. Cu Divi am lucrat destul de mult ușor. La fel și acolo. Am niște mici. Am niște probleme de viteză. Deci la Divi, nu știu, poate nu mă pricep eu, n-am descoperit eu toată America. La Divi nu am reușit să obțin 100 pe desktop și 99 pe mobil. Adică da, n-am văzut niciun. Imposibil. Nu știu, dar poate imposibil. Dar demo-urile lor ai încercat pe demo-urile lor să faci un page speed test? Să vezi ce rezultate au ei? Parcă să zic că am făcut. Exact pe eleganttemps.com/layouts. Acolo. A, acela. Și dă, pune slash layouts. Cred că... Da, ăsta e site-ul. Pentru că în ritmul o să te duci în slash layouts. Unde cât tema de bază. Păi... Nu e o temă de bază la Divi. Divi s-a lansat ca și un editor. Și până m-a zis, okay, stai puțin că facem o temă. Și până m-a făcut tema pe lângă editor și până... Sunt foarte... Odată sunt ei care dezvoltă tot timpul layout-uri și mai e o super comunitate care dezvoltă și vinde layout-uri. Mm-hmm. Foarte tare, uite, dețin minte, nu am făcut niciodată. Ies chestii foarte creative. Eu nu iau o temă, un template de la Divi și filling the blanks. Iau ceva care, de la care să pornesc, pentru un homepage, de exemplu, și... folosesc elemente din celelalte layout-uri sau le fac eu pur și simplu, dacă nu mai deschide un page, testează și blogul meu ca să vezi că pe al meu eu am 99 și 100, am și eu note de-astea. Băi, cum agentul mă chinui să rugi de la 30 la 35, da? Și așa super. Da, și cred că e tot, nu știu, tema, deci, cred că e Genesis, dar nu mai țin minte păi, ce am că Genesis. Genesis, ia să vedem dacă... De control, că zice... Păi da, ce cauză în barcă, dă-i control, că zice... Pe ăsta, sursa este cumva, o temă plătită, problema e că... Dă-i control, cum știi. Extensiile, adică el are niște chestii de bază. Generate Press. Generate Press, nebunește. Care se încarcă sute de fișiere. Are doar câteva modele, dar a stat în special pe bloguri. O sută, tata. Ce tare! Fii atent, pune, zic un DJ site, care ai făcut pe un WordPress, pe o temă de bază de WordPress, pe aia, 2021 sau nu mai știu. Da, depinde ce an l-ai făcut, da. 2013, 2012. Și desktop-ul 99, nu? Deci dacă demo-ul lor are 61% pe mobil, ce pretenții putem să mai avem ca o variantă customizată a noastră să... Da, am făcut teste și cred că cam așa am obținut și eu. Bine, acum, sincer, nu știu, eu în general îmi convinc clienții că nu are relevanța asta. Nu știu, e magul pe tare. Păi ce are magul pe homepage? Ce meniu are magul? Acum... Ce sliderele alea de pe homepage? Da. Uite, un site de știri oarecare, digi24.ro. E grav. Dar imagul nu mai are nevoie de... Zic, imagul nu mai are nevoie de... Pui aplicația. Și oricum ei se concentrează cu carduri de produse, cu toate nebuniile. Cred că au un departament numai de SEO, ca să zic așa. Dar... Nu m-aș mira să aibă și imagul 99 ceva. Dar știi că mai e și web dev, zice mai multe chestii, asta zice doar de viteză, ăla zice și alte chestii. 37. 37,
cam așa au și ăsta. Și tu le zici cum cam să... Cam așa, sincer, nu știu acum așa. Eu sunt așa ca idee, voi ați cunoscut oameni care prin SEO tehnic, mă refer, deci doar tehnic, dar adică, nu știu, optimizări de viteză... Doar on-site. Da, doar on-site, să fie obținut rezultate foarte mari, pentru că, nu știu, eu am văzut oameni care au băgat bani și cam top acolo sunt. De asta, nu știu... Fără backlink-uri nu se poate. Da, adică toți care au avut rezultate au fost combinate, bine, trebuie să încarcești site-ul oarecum, dar nu știu, mi se pare că un om care vânează, bagă, plătește 300 de ore să-și crească scorul până la 100, deci, tot acolo rămâne. Dacă ești pe Google, zice cam așa, că dacă ești pe 2 cu 3 și are Google dubii, îl pune pe mobil doar pentru rezultate de mobil, îl pune mai sus pe ăla care e un pic mai rapid, asta e ideea. Dar în niciun caz nu te urcă de pe 10 pe 1, de pagina 2 pe pagina 1 sau pagina asta. Deci doar edge-ul acolo, de la, 2, de la 5 la 4, faza de asta. Da, dar de asta, adică, nu știu, e bine să te uiți puțin, dar cred că petreci câteva ore după aia. Am un băiat cu care lucrez pe SEO, lucrăm la același client și am reușit să-l ducem pe client pe primul loc în Google pentru 6 keyword-uri, sau, mă rog, pe acolo, dar erau mici praguri, gen ca să treacă de pe poziția 5 mai sus, trebuia să vin scorul și număream de la undeva la 80 la 95 pe mobil, că altfel nu mergea. Competiția ori era puțin mai bine ca și viteză, ori avea alte plusuri și noi trebuia să depășim plusurile lor cu alte plusuri ale noastre, ca să ne vadă Google-ul mai bine. Dar ne luptăm și acum, și a schimbat algoritmul, de exemplu, avem un site 95% pe mobil, 100% pe desktop, am lucrat pe paginile secundare, pe toate paginile care aveau slidere, am scos slidere, am modificat să fie cât mai sec, cât mai rapid. Și în continuare avem probleme, nu se stabilizează. E adevărat, sunt și niște industrii mai dubioase, dar nu ai cum să știi 100%. Ei și reproșesc că nu avem o relație super apropiată cu Google, nu avem eventuri acolo, goluri și alte chestii de genul care se fac. Structured data, breadcrumbs, etc. etc. Vreau să zic despre testul de genul ăsta, că zic lucruri de genul ăsta pe care unele dintre ele e foarte greu să le pui pe un site care are vechime, să te apuci să, nu știu, reduce sau minus CSS. Păi stai și rezolvi pe asta pentru 5 kg, doamne, și el nu-ți dă niște priorități foarte clare, pune el pe alea, dar nu mi se pare. La voi de un excessive dom size, ce faci, descrii tot site, nu știu, adică, da, multe dintre ele nu sunt acționabile și chestia e că de când am inventat Core Web Vitals, deci până să fie Core Web Vitals, puteam să păcălesc ușor toate metricile astea. Adică, mă rog, că era destul de simplu, dar acum cu Core Web Vitals nu prea mai ești să-i mai faci, pentru că se uită fix la exact, la în cât timp s-a rândat site-ul, în cât timp a apărut nu știu ce. Știu că am avut cazul în care exact am rezolvat problemele cu roșu. Și Core Web Vitals a rămas la fel, pentru că nu influențează chiar așa de mult, știi? Și ok, asta explic clienților. Băi, eu lucrez pe astea, să știi, noi asta rezolvăm. Vei vedea că dispare săgeata aia roșie de acolo. Nu neapărat că vei urca în Google, nu neapărat că, știi? Și da, merge. Cred că de aici vine problema. Mulți clienți au așteptare exact chiar să vadă în vânzări, în așa, și nu știu ce obțin ca developer, ca freelancer, le-ați, băi, eu sunt mai mult ca tâmploară, nu știu, îți fac acolo ce am de făcut, dar nu e neapărat... Îți trebuie și răbdare, că câteodată trebuie să-i aplicat imaginele. Imaginele. Și imagine cu imagine. Dacă are 100 de imagini pe acea bucată și pe pagina respectivă și... Mă rog, alea de dedesubt se face lazy loading la ele, dar... Orice chichită de asta, intri pe Google, te documentezi și... O rezolvi. Efectiv, poți să le închizi pe toate. Imaginele sunt cea mai mică problemă. Da, da, faci cu CTR-uri, da, imagine. Și cu Cloudflare, dacă vrei, sau să multe știi. Îți depinde, știi, nu-ți vreau singur.
da, eu folosesc Windows. Da, bine. Nu trebuie la viteză. A, păi da. Da, și nu știu, nu spart să dacă Chrome se servește în web. Pentru că pe Germania și se pare mai bine, nu mai bați capul. Băi, urcă imaginea. Ia zic, cum zici, tu ai rămas acum cu, uite, ăsta e rezolvabil. Și chiar e ok, da. Asta nu ar trebui să fie. În schimb, și asta e rezolvabil. Da, știi ce tare. Da, mă rog, eu pun poștile astea o simulată, le pun și pentru social media și le pun la dimensiunea de social media și într-adevăr mai mare, da? Poza are, nu știu, 80 de kilo o fază din asta, că aș obține și 20 de kilo la poză, toate sunt cu lazy load, dacă ar fi o singură poză, dar mă rog, înțelegeți. Dar e bine, arată super bine a tău. Avem și scoare, ce să mai... Cum ai ajuns aici? Păi am pus, am pornit de la, dacă pui o temă care, dacă are 67 cu ea pornești, eu ce să fac, nu să pot rescrie temă. Am uitat cum zicea, Generate Press? Da. Generate Press și am un articol, Olivia Pogrosle și Viteză, sunt vreo trei teme, Ocean VP, Generate Press și mai e una, nu mai știu să zic, care, dar rescrie în articol. Olivia Pogrosle și Viteză. Ai scris asta? Voiam să dau și analyze la... Și dacă pornești la o temă care are din prima scorul ok, poți să obții teme, rezultate bune. Dacă nu, trebuie să optimizezi, dar nu știu să optimizezi tema. Dă puțin mai jos, că le zicem, scrie unde faci de teme. O secundă, uite, nu. Generate Press e prima. Ok, mă rog, ordinea e, toate alea trei sunt ok. Din ce știu, dar m-am uitat cu mai multe site-uri. Și ei ziceau că în principiu astea trei. Mai lucrez pe un site care are Ocean, de exemplu, nu? Și asta. Ok, da, într-adevăr, deci pornești cu o temă bună, da, cam asta e... Și pe aia grijă să nu o streci, în principiu. Deci poza, las puțin dacă vrei să... Păi da, dar dacă tema are editor... Poza asta e mai gust, e așa mai gust de generalitate, că e pusă și pe social media automat și nu mai stau ușor din acest. Eu folosesc Optimolul și îmi face resize la imagini, cum? Resize la fix pe dimensiune, dacă e de mobil, mi-o face pe dimensiunea de mobil, dacă e pe desktop, mi-o face pe desktop. Compresie. De respectele mele, am un plugin care se cheamă Imagify, îmi face WebP și îmi face WebP și pe rezoluții de poze. Dacă vrei să nu se mai vadă chestia aia, deci aici e animă, da. Deci avea render size-ul de așa și tu ai 1200. Aia e pentru mobil. Hai să-l vedem. Da, e un tag de picture care are... Așa, dăm un control shifter ca să fie treaba bună. Și ne mai uităm o dată. Și avem aceeași imagine. Da, dar dacă te uiți acolo sunt mai multe, mai multe rezoluții și anunca... Ah, surset-ul, da. Mm-hmm. Da, deci, da, și încarcă pe Imagify, așa se numește? Da, ideea e că sunt mai multe, Imagify, Short Pixel și Smush, astea le știu mai mari. Smush, am auzit Smush, da. Așa, toate au WebP, dar Imagify îți dă, cred că 25 sau 20 de mega pe lună gratuit. La cât îmi folosești că site-ul mi-ajunge pentru... Și l-am pus pe mai multe site-uri. Mm-hmm. În general, dacă ai un site memory cel, trebuie la început să plătești. Plătești $10-$15, dar după aia nu mai plătești pentru 25 de mega. În majoritatea nu pun mai mult de 25 de mega de poze pe lună. Da, da, da. Și ai toate pozele cu WebP și îți face și chestia aia care am arătat acum. A, păi asta zic. Faci și WebP și pe urmă îți servește imaginea la dimensiunea... Nu, deci sursetul, asta voiam să te întreb acum, tu ți-ai definit regulile custom de surset sau sunt default-ul de la WordPress? Eu am făcut o chestie care am citit pe un blog, am pus la imagini la thumbnails, am pus 0 peste tot, ca să nu mai facă thumbnails, că mă enervează că îmi face thumbnails pentru fiecare, că nu asta doresc eu. Nu știu sigur dacă astea care apar aici le-a făcut Imagify sau WordPress, ce știu e că el face WebP-ul. Nu știu dacă face asta sau nu. WordPress-ul cred că este. Ok. Sau... Na. Deci, surset-ul. Tu în momentul în care uploadezi o imagine în WordPress și îți mai generează câteva versiuni thumbnail-urile. Da. Poți să scoți tu din default-urile lor, să bagi altele, să bagi custom size-uri pe nebunie. Da, da. Și când adaugi o imagine din Builder, din Gutenberg sau Classic Editor, îți mai adaug un atribut aici, surset, și ăsta știu eu că vine în funcție, vine by default, din câte știu.
și zice, băi, dacă rezoluția e mai mică de 800 de pixel lățime, uh-huh, va fi imaginea aia mai mică. Aia, thumbnail medium sau ceva de genul, știi? A, da, plugin-ul face chestia asta. Nu, asta, eu zic că e default. Cassetul este HTML5. E HTML5 sără cassetul, da, și tu poți să-i spui, adică nu să-i spui, asta e sursa imaginii, spui, pentru rezoluții până la 800 de pixele ai imaginea asta, pentru rezoluții până la 1000 și ceva ai imaginea asta și mai departe. Și browserul știe pe care să o descarce, exact, să nu iei... Screen cod. În cod, exact. În HTML. Da, da, da. Și cred că, adică, mă rog, WordPress, eu cred că e WordPress default asta cu sără căsetul. Da. Practic, WordPress-ul doar îl generează, dar suportul ăsta de sără căset, da, e... A, are deja, are suport de... Da, eu cred că are by default fără niciun plugin. Imagine mai bagă atributul ăsta. Data minus... Dă-i și tu Command Plus sau Control Plus. Vreau să zic, uite, aici un webpool, la mai sus e Share webpool. Poți să iei de Control Plus, cred, sau Command Plus, să mărești scrisul dacă vrei. Aha. Sau... Da. Da. Da, da, da. E, ce facem noi aici? Tu folosești Imagify, el îți convertește în UEP-uri, în AVIF-uri sau în ce face el. Dar și generează și thumbnail-urile, tot cu formatul ăsta de care avem nevoie. Cu toate astea, nu o să găsești fix pe orice rezoluție, da, fix dimensiunea perfectă pentru, exact, imagine, în așa fel încât Google-ul să vadă verde, pe orice device, pe orice dispozitiv, pe orice nebunie. În schimb, sunt plugin-uri cum e Optimal, de exemplu, okay, și ăla îți face tătuți fix pe dimensiunea containerului. Optimal. Mod la cârtiță? Da. Uite, hai să-ți arăt. De-o Optimize bănuiesc că ați auzit. Da, salvează multe bănuiesc, dar îți livrează ce trebuie, știi? Mai un free quota de, nu știu, 2000 de imagini pe lună, ceva de genul, sau 2000 de vizite. Nu știu, Optimul. Interesant. Auto-optimize-ul, dacă ați lucrat cu el, eu îl folosesc pentru minificare, concatenare și tot ce înseamnă chestii de-astea de resurse. Are inclus opțiune de optimizare imagini cu short pixel. Short pixelul, la fel ca și Optimolul, este un CDN care îți livrează imaginile cu resize, cu compresie, cu formatul corect. Optimolul e CDN, de fapt? Da, e un CDN. Ok. Și are variantă free și dacă vrei mai mult, plătești. Dacă ai depășit, el îți dă, nu știu, 2000 de vizite sau 2000 de imagini pe lună, mă rog. După ce ai depășit acest free quota de lunar, îți lasă imaginele normale, nu ți le mai livrează de pe CDN-ul. Da, da. Și, da, poți ține unul mai mare, un abonament mai mare. Am putea să punem resursele astea pe care le descoperim așa unii de la alții undeva într-un, de exemplu, un Google Docs sau un Keep sau un Google Keep sau un mini canal de Slack. Dar ar fi de bun. Okay? Ceva cu... cu pluginurile ce mai acum? Da. Da. Păi dă-mi, da, dacă nu vă deranjează pe Slack-ul de Constanța Developers, dă-mi un ping să nu uit și creăm un canal de WordPress, dacă da, e. Exact, da. Super tare idee. Și să punem acolo și poți să pui highlight-ul, resurse, tot felul de chestii. Poți să pui pinned message cu, știi, când intră pe canal să vede toată lumea, cu resurse, nu știu, nu știu. Așa, dar nu știu. Dar să nu uiți, să dai un mesaj, facem canalul și... Noi vrem să facem canale pe Constanța Developers, dar în general, fiecare canal trebuie să aibă cineva care să împingă puțin lucrurile de la spate și atunci... Dacă n-ai audiență, nu faci degeaba. E ca un forum, știi? Da. Era o modă. Bine, nu costă canalele. Era o modă prin 2010, așa, în jur de 2010, mulți clienți cereau forum. Vreau să am și un forum. Ce să faci, prietene, cu forum? Tu ți-l administrezi? Da, cu eu. Foarte multe
foarte multe. Am făcut câteva care știam că nu o să aibă conținut și nici n-au avut. Și cum le-am făcut, așa s-au terminat. Au avut câteva postări, asta e categoria nu știu care, asta e secțiunea nu știu care. Bravo, dar nu a scris nimeni, n-a răspuns nimeni la nimic acolo. Da. Înțeleg faza cu canalul care... Da. Știi? Dar astea sunt niște chestii care, dacă nu rămân undeva, se duc, știi? Uh-huh. Eu am creat două forumuri și ambele au fost invadate. Nu au fost populate de oameni, dar de boți. Au da, de boți, da, oricum, da. Dacă nu puneam captcha sau astea, erau pline de boți. A, și scuză-mă că tot o paranteză cu forumul. Era un forum foarte, foarte populat pentru off-road. Foarte populat. Super tare. Până la un moment dat. Până când cel care se ocupa de forum n-a mai fost așa interesat de mișcarea asta. Și ești ce? S-a mai întâmplat nimic. Bineînțeles că n-a mai plătit nici domeniul. N-a mai plătit nici domeniul. Am dat site-ul jos că dacă nu mai aveam subiect. Și asta e. Dar un an, doi, asta n-avea efectiv nicio activitate. Astea sunt și cu blogurile, uite că eu, apropo de WordPress, știi? Nu mi se pare chiar, uite, și poate vedem mai putem mai face și mai mult marketing. În general, nu recomand clienților să-și facă blog. Am de ăștia care vin de scule, de ceva, da? Și își face blog. Și băi, dar nu e ca și cum vine cineva să citească blogul tău. Nu știu, mi se pare, după părerea mea și ce părere vreți voi, normal, nu știu, posteze, să caute niște influencer de acolo, să-i convingă să scrie, să facă un articol pe comunitatea lor, adică nu știu exact, tu ca și producător de scule sau revânzător, mi-e greu să cred că o să-ți faci o comunitate pe chestia asta, construindu-ți un blog. Dacă sau... ești suficient de creativ, poți. Nu, majoritatea nu sunt. Sunt au de-aia, doamne, vreau să postez și mai vezi că pune un trainee sau ce au prin firmă să pună un articol pe zi, care sunt de toată jena și mi se pare, băi, tu plătești degeaba să-ți construiesc acest blog, să plătești pe cineva, un influencer care să-ți facă un review, nu știu cum sunt ăștia, buhnici, da, ăștia care fac review-uri de chestii, plătește-i să vorbească la podcastul lor, pe canalul lor de YouTube și cred că e mai ok, nu știu, ce părere aveți? Eu recomand oamenilor care sunt, nu mai știu ce meserie ziceai. Nu, asta de exemplu... Ai dat un exemplu, dar nu mai știu ce ai zis. Electronist, ce zis ceva. Iese de utilaje. Vindea utilaje, da, vindea utilaje, da. Dat cu glepe, perete, cu mașini. Deci mă, dar e doar un domeniu. Mă refer că vindea ceva care n-are, omul n-are nicio legătură cu social media în principiu, dar știa că trebuie și blog, avea un magazin online care e ok că l-are ca să-și vândă produsele online și vrea un blog pe care să scrie că a auzit că, nu știu, că o să... Găsească lumea pe Google un articol și o să cumpere produsul, care nu știu, mi se pare prea departe. Bun, recomand în general celor care oferă servicii, da. Dar și în cazul ăsta, poate pentru care mă aveți online și cumva o să interacționez și cu omul respectiv sau cu cineva de el, ce aș face ar fi undeva la despre noi la contact, să aibă undeva un scurt video de 30 de secunde, un minut, două, în care să vorbească, nu prea contează neapărat ce zice, dar contează eu când sun la telefon și o să vorbesc cu omul ăla să-mi livreze piesele, să știu cam cine mă așteaptă dincolo, dacă e un om de treabă sau un om care nu mă înțeleg. Aș face un video asta cu blog, într-adevăr... Păi și cum, da. Cum crezi că s-ar duce ceva? Adică sunt unii care asta vor, vor să intre și ei în social media, așa, cumva. Da. Dar ei nu au pe nimeni în firmă și nici ei nu se pricep la social media. Și atunci ei nu știu că să-și facă... Da, exact. Dar nu, sunt unii care vor să facă in-house. Eu există vreo metodă. Un exemplu potrivit unde merge blogul. Mm. Eu cu Andreea urmează să plecăm în Kilimanjaro la începutul lunii august. Și pe site-ul acesta găsești un blog în care... Site-ul de turism de aventură, nu? Ce anume? Pe site-ul de turism de aventură. Da. În care găsești, de exemplu, o listă completă cu echipamentul pe care trebuie să ți-l iei. Găsești o pagină de blog cu exercițiile fizice pe care trebuie să le faci înainte ca să te pregătești, uh-huh, să-ți obișnuiești corpul. Găsești diferite tipuri de how-to-uri, moduri în care poți să le faci.
Da, vezi, eu cred că din nou are ori cineva în firmă care se pricepe la chestia asta, ori face outsource. Nu te apuci tu să scrii articolele astea dacă nu știi nimic despre urcatul pe munte. Și vreau să zic e că nișa asta specifică cred că se potrivește extrem de bine pe conținut, că e turism, vrei să știi, te interesează. Dacă vinzi, ce mai zic, dacă nu Bormașini. Nu e un subiect. Cel mult te uiți pe YouTube cum să dai o gaură în ferie. Da, dacă ai nevoie de... Zice, eu am învățat de pe YouTube să fac tot felul de chestii pe la casă cu YouTuberi folosind scule din astea de care bă, asta îi ziceam, mai bine vorbești, cauți, vezi că ai un YouTube, un canal de YouTube cu multe vizualizări și roagă-l pe ăla, dai niște bani și la următorul tutorial de dat găuri să le dea cu bormașina ta pe care o vinzi, știi? Din punctul meu de vedere, dar nu în aceeași măsură ca aici, gen pagina de produs cu pagina de blog. Păi, deci ai cumpărat produsul, te trimit pe pagina de blog ca să vezi cum să-l folosești. Că ajunge la tine, nu știi să-l folosești și nu-l returnezi. Da, sau invers, tu cauți cum se face, vezi cum se face și trimiți către pagina de produs ca să cumpere și produsul de la tine. Da, da, da. Dar... anumite domenii, da. Tot mai relevant mi se pare aici. Bă, cât ar fi trebuit să-mi explice ăla? Oricum am avut apeluri de câte 2 ore, 3 ore. Cât să-mi explice și nebunile astea? Să le povestești cum să le povestesc. Cum se numește vânzătorul, ca să zic așa? Expatsinternational.com. Și unde expats urcați, la ce înălțime? Cum? Andreea, cât? Aproape 6 mii. Și cum? La 6 mii vă trebuie antrenament special sau doar condiție fizică bună? Inclusiv exerciții de respirație cu oxigen și cu... nu? Ce ca să ne dopăm cu medicamente? Serios? Să ne obișnuiască cu greața și cu altitudinea. Păi da, și pe acolo. Exact asta. Și băgați o mică avere în echipamente și ce vă trebuie sau nu e mare chestie? Noi avem o mare parte din echipamente deja cumpărate, că noi am tot urcat pe munte și acum, nu știu, cred că ne încadrăm într-un 500 de euro, sper. Stai, care a fost cea mai mare urcare care ați făcut-o? Nu știu. Am făcut 8 vârfuri din România. O zi, nu știu, ca timp, mă rog. Două, atât, a fost cel mai lung. 4 ore dus, 8 ore întors. 4 ore de exemplu, 12 ore legate de efort. Cel mai lung a fost 2 zile oricum. N-am avut altele mai lungi de atât. Ah, de chiar l-am... Nu, întreb că și pe mine m-a interesat, să știi. Chiar mă uitasem, era o chestie foarte tare, dar era pe anul trecut, mă rog, dar o să mai existe. Unde era combinat tot Kilimanjaro, dacă nu mă înșel. Era chestie de vreo 2-3 săptămâni și după aia mergeai la plajă, nu știu unde. Safari și apoi plajă, și da. Și aș fi vrut, știi? Dar la, exact la asta mă gândeam, băi, nu m-aș apuca, adică oricum costa o grămadă excursia. Și mă gândeam, băi, dar acum dacă trebuie să mă apuc să-mi iau și nu știu ce echipament să mă și antrenez, nu știu cât, dar nu cred, că nu părea, adică părea că se merge cu grupul și... Da. Păi asta se nu la realitate. Nu știu dacă e vorba despre dificultatea în sine a traseului sau despre rezistență. Cred că e mai degrabă despre rezistență și despre cum te adaptezi la respectivele altitudini, da. Mai degrabă decât... Traseul. Cred că avem noi trasee în țară mult mai dificile. Uh-huh. Și temperatura? Până la minus 8, minus 10. Deci nu e așa rău. Da. Okay. Neapărat vreau să vorbim când vă întoarceți. Înțeles că vreau să fac bine, și asta. La final, dacă vă întoarceți. Nu, nu, nu. Când vă și vor să vorbim cu și nu ne dorim. Sunt variante mai multe, mai multe rute și sunt între 6 și 12 zile. În funcție de cum crezi. Că ai rate de succes pe fiecare traseu, pe fie, dar nu în funcție de numărul de zile. Noi am zis să ne luăm 6 zile. Că în aventul pe așa, zicem noi că-l facem. Și după 6 zile vrem 2 zile de safari și după 2 zile de safari, 4 zile Zanzibar. Și cam, cred că asta e tot. 3 zile pe drum, ca să completăm. Da, bravo. Da, păi să ne mai povestești. Legat de video, mă gândeam la PC Garage și EMAG. PC Garage au și site-ul făcut gamerii, au forum, dar lor îi plătesc la un moment dat, au niște concursuri. Au canalul de YouTube care e foarte tare și EMAG-ul e complet opus. EMAG au produse, n-au blog și plătesc influencer ca să scrie despre ei și au affiliate marketing. Ca sistem diferit.
Da, uite, eu am un client care vinde cosmetice naturale, dermatocosmetice naturale. Uh-huh. Și scrie pe blog tot felul de sfaturi despre cum să folosești produsele alea, produsele lor și despre ingrediente, de exemplu. Nu știu ce ingredient minune care face nu știu ce și, apropo, se află în produsul nostru X. Uh-huh. Și îl mai găsești și aici și aici și poți completa rutina de îngrijire. Uite, în felul ăsta. Da, uite, hai să zicem că poate clientul tău are același produs și o să-l vândă până moare. Da. Pagina lui de produs nu o să dispară, nu o să schimbe. În schimb, la tine, Paul, clienții tăi au produse care ies din stoc și cad, sănătate. Așa e, da, și aici merge cu scurile. Păi are 6.000 de produse. Nu poate să scrie despre fiecare. Păi nu, da. Și exact, și dispar, se schimbă, de se... Despre gamă. Da, despre gamă. Și face pe client. Pe către o pagină de blog pe care numai ce a făcut-o la finalul paginii de blog, poate să pună o categorie de produse, gen da. De dat găuri sau ceva de genul. Mm-hmm. Păi și clientul meu nu dă găuri, dar face backlink. Mă rog, eu îi le fac. Are, de exemplu, rutine, articole despre rutine, efectiv, și sunt articole așa, super mari, super generoase și cu rutine și cu ingrediente, cu all inclusiv. Adică de alea 6.000 de produse, eu aș face top 3, top 5, top 10 și așa, aș face 3 articole, apoi încă 5, apoi 10. Da, păi sigur au produse vedete în fiecare gamă, știi? Și nu trebuie să fac pentru 6.000, fac 10, pentru 15. Fac ei vedete pe care, că are câteva produse care cred că sunt importante. Da, într-adevăr, cine scrie trebuie să știe să scrie. La mine. Cum găsiți content writer? Scriitori? Da. Păi lucram cu Andrei Stoienescu pentru clientul ăsta. L-am invitat să se înfrupte și el pentru că singur nu puteam să-l gestionez. Și el a găsit pe cineva, o tipă care are o agenție de PR din București și ea scrie. Deci pe română. Da. Pe română, da. Se plătește de ce? La articol? La cuvinte? La cum se plătește? Nu, are un agreement, i-a făcut o evaluare lunară, un volum de nu știu ce, cam care e necesarul lui și un fee lunar, în cazul ăsta. Dar, nu știu să zic așa. În general, la articole știu că dacă vrei să ai conținut și vrei să începi să ai conținut, 5 euro sau 5 dolari pe articol pentru cineva care habar n-are despre domeniul ăla, dar poate să scrie. Faci un mic research, tu îi dai materialul brut și mai face și el un ceva research și dacă nu are efectiv nicio... Foarte puțin. Da, dacă nu are... cel mai mult de 30 de minute, asta, nu se merită să... Dacă informații are... outdated așa puțin, ce zici tu cu 5 euro? Nu, adică, da, te apropii de... Cred că acum 5-10 ani așa, poate, nu știu. Deci, păi nu, ideea este că nu e cine știe ce minune de articol, dar e un articol care da. Repede. Da, păi trebuie să scrie jumătate de oră, o oră să se printeze oarecum. Acolo, 15-20 de minute. Da. Nici nu cred că e un A4, e ceva o jumătate de A4. Nu mai citește încă o dată, probabil că l-a terminat de scris, știi că asta. Da, nu, înțeleg. Dar cred că, de fapt, întrebarea mea era, există ceva gen, nu știu, o piață de freelancer, de content writer? Există, da. Păi aici vreau să luăm. Deci, cel mai low, nu contează cine e, dacă e în stare să scrie, uite, ăsta e conținutul, fă un articol din el, dar așa, da. Repede. Ăsta e primul nivel. Și pe urmă, prețul crește în funcție de cât de experimentat este cel care scrie. Dacă... Nu știu, să zicem că clientul tău vine scule electrice și se duce la cel mai tare specialist de care testează scule electrice în România. Care nu există. Mă rog, să zicem că ar exista unul. Okay. E, dacă se duce la unul, s-ar putea să-l coste 600 de euro, 2000 de euro articolul. Da, articolul ăla e... Vreau să zic, există un site de freelancing ăsta, cum sunt de freelancing pentru content writer? Sunt, da. Eu și sunt în România. White Press. WordPress, poți îți dă și... Așa, da, am fost la Agitec, WordPress, nu?
Și ce sunt WordPress? E o companie? Da, acolo poți să plătești și firmă, dar e o platformă. E o platformă, de fapt. E o firmă care a făcut o platformă și sunt contributori sau nu știu, zic tu mai mult. Deci, sunt din Polonia original, s-au extins în toată Europa. Au două chestii. WordPress.com. Odată poți să te duci la ei și să zici, uite, vreau să-mi publici articolul, nu știu câte chestii, și doi, poți să te duci la ei și să zici, vreau să-mi scriu un articol. Deci au și partea de publicare și au o rețea foarte mare de site-uri și bloguri și odată o chestie, te duci la ei și scriu un articol. Și au mai multe limbi aici. Da, uite, nu știam că sunt din Polonia, am crezut că chiar sunt doar... Bine, mai lasă-mi doar... Poți să de la ei. Păi da, au prețuri, dar mă rog, o să mă scriu să văd ce... Pentru cumpărare de articole, link-uri, nu știu ce, poți să mai întrebi agenții și nu știu, dar au prețuri, sunt foarte buni pe chestia asta și au o mare rețea, adică sigur găsești la ei lucruri. Da, păi asta, eu am mai mulți clienți și exact, unii care vorbă, uite, poți să încerci, du-te la WordPress și caută-ți, exact, vezi tu. Și mai sunt tu Performance și Mocap, care lucrează cu influencer, dar acolo nu scrie articole, acolo te duci și... Plătești influencer sau ceva, dar nu... Ce bine, tu Performant e... au și știam că e serviciu de afiliere, dar au și afiliere, au și serviciu de, cu influencer. Deci poți să-ți angajezi influencer care să publice pe YouTube, pe rețele sociale, să scrie articole... Bine, să... cred că e ceva mai scump decât să scrie au articole. Au toate gamele, adică nu e doar... A, deci tu Performant e agenție de influenceri? Are nu, și nu doar, da, da. În principiu ei sunt affiliate marketing, da, da. Au și partea cu influencer și mai sunt Mocap. Mocap? E o agenția lui Florin Grozea și e doar cu influencer, în special social media. Mocap, cu doi de put, cred. Ok. Cool. Gold. This is gold. Unde știu, da. Lungă prezentarea cu Cristi. Scuze, bine, Paul. Puteți să punem întrebări acum? Da. Sunt Paul Grigoruța, sunt developer, freelancer, fac mai multe chestii. Na, nu știu, am făcut mult timp numai e-commerce, acum fac mai multe tipuri de aplicații. Nu urmăresc neapărat WordPress, dacă se potrivește WordPress pentru soluție, folosesc WordPress, na, ca multe alte CMS-uri sau platforme. Și WordPress-ul ce drept, da, are o gamă destul de largă de funcționalități, adică cam orice site de conținut, cred că în principiu cam fac în WordPress. Da. Inclusiv site de știri? Da, de ce nu? Și site de știri... Și face heavy duty? Da, da, până la un moment dat, foarte mare, bine, chestia e că poți să-l duci foarte departe și de obicei la nivelul, la nivel foarte, foarte mare, poate la un moment dat nu se mai merită WordPress, dar nu neapărat din punct de vedere că e din punct de vedere arhitecturii, adică WordPress este gândit, nu poți să lucrezi foarte mulți developeri cu WordPress. Dacă ești New York Times și nu știu, vrei să angajezi 1000 de developeri să lucrezi de WordPress, tu nu poți să o faci în WordPress, n-ai cum, pentru că arhitectura e gândită în așa fel încât, da, nu știu, 1, 2, 5, 10 poate reușești, dar apoi e foarte mult. Și atunci mi se pare că te muți de pe WordPress pentru un site de știri exact că vrei o arhitectură de asta, bazată pe microservicii și așa mai departe, care exact asta îți permite să pui toți developerii la treabă. Din punct de meu de vedere ca freelancer, nu prea mă afectează chestia asta, pentru că oricum un client când ajunge la nivelul ăla, mai lucrează cu mine. Și se duce la o corporație. Da, nu, să fim serioși, nu mă să vezi un freelancer care ține un nu știu ce site de miliarde de dolari. Da, dar clientul tău care nu o să mai lucreze cu tine când o să devină foarte mare, da. S-ar putea să te găsească într-o corporație sau s-ar putea să te găsească... Da. Să ai o corporație? Da, da, da. Dar în general, WordPress-ul... Să putea să te găsească pregătit cu o corporație, asta vreau să zic. Da, posibil. Dar WordPress-ul ține, adică nu cred că ține, din contra, m-aș feri să-l folosesc în e-commerce sau... Cred că dacă depășești, nu cred că are probleme cu numărul de vizitatori WordPress-ul, dar cred că are probleme cu numărul de articole. Știu, de exemplu, pe WooCommerce, oameni foarte, dar WooCommerce nu e chiar WordPress, adică e un plugin de WordPress. Un plugin de WordPress, da. Care mulți zic că, nu știu, WordPress-ul de bază e mai bun, WooCommerce-ul e puțin ca o calitate ceva mai slabă.
Dar știu sigur că la un moment dat, dacă ai prea multe produse, nu prea mai ai ce să-i faci, pentru că sunt niște query-uri în baza aia de date, de nu mai ai ce să-i faci, nu știu. Și tot modelul de la WordPress cu meta-tagurile alea băgate într-un singur câmp, n-ai cum să optimizezi. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată, totul sigur te-ai uitat. Nu, în baza de date, acolo? Da. Tu ai toată informația, să zicem că tu ai... nu știu, să zicem că ai site de imobiliare și ai metri pătrați, da? Pentru toate proprietățile. Da. Și apoi, bineînțeles, vrem un filtru după metri pătrați. Problema e că metrii pătrați nu sunt în câmp în baza de date după care îți poți să filtrezi foarte ușor. Ele sunt băgate, serializate într-o tabel de meta și e mult de muncă. Dacă tu ai... Gândește-te la un array pe care, pe care am pus serializarea și bagi un array de dimensiunea asta așa, îl bagi acolo într-un singur field din rândul lui din tabel, știi? Și el se despachetează, practic, ca să facă filtrarea aia, trebuie să despacheteze toată informația, să vadă că și dacă ai un milion de articole, păi nu mai ești. Custom field-urile alea, de fapt, toate alea se duc acolo, poți să... Nu. Custom field-urile se salvează ca post meta. Deci dacă produsul este un post, un tabel de VP post, un VP post meta, avem intrări pentru fiecare și sunt asociate gen ai doar ID-ul produsului, ID-ul postului, meta key-ul și meta value. Da. Depinde. Și care nu e neapărat e tot timpul string și dacă vrei să faci după număr... Depinde de tipul field-ului acolo, da, dar... Sau... Nu găsești mereu, mai găsesc câteodată și o serializate de astea, dar nu știu în ce măsură face WooCommerce în prezent asta. Știu doar că la fiecare update de WooCommerce se face un update la bază de date. Deci îți cere de... și tind să cred că optimizează. Știi că nu vrei să fii acolo, adică dacă ajungi la nivelul ăla, sincer, asta recomand. Nu știu că mai zic undeva, nu folosesc WordPress și le zic pe folositor, răspunde, ajungi la nivelul la care îți permiți. Și da, după aia ți angajezi o echipă de developer, dar de aia buni și scumpi în momentul în care ți-i permiți și el să-ți facă ceva de la zero foarte frumos, știi? Dar dacă tu la început vrei să-ți iei developer probabil de pe băncile facultății, ai o să facă treaba mai proastă decât WordPress-ul și... Da, într-adevăr, arhitectura WordPress e, nu că e generică, de aia așa, e făcută ok, să rezolve nevoile tuturor, apoi iarăși tu ai numai MySQL. Păi de ce să nu le pui, nu știu, în tot felul de, sunt tot felul de sisteme de bază de date, Mongo, Couch și așa mai departe, dar alea la fel, merge la o corporație, unul care are hosting de ăsta la 3 euro pe lună, nu poate să folosească decât MySQL, știi? Da. Păi, uite, un magazin pe WooCommerce cu o audiență foarte mare într-o seară, pentru că a fost o emisiune la TV, același client cu produse dermatocosmetice, 2000 de vizitatori simultani pe site și site-ul avea, bineînțeles, e pe un VPS, că nu era, dar acum e. Deci a rezistat. Cu ușurință. 16 cu 16. 16 core de CPU cu 16 GB de RAM. Plus că încă 200 de mii, nu știu. Sigur. Da. Era opt CPU cu 8 vreo 20-30 de produse care stau pe tot timpul. Da. Ia pune 7000-20000. Păi nu, că nu. Da. Nici nu l-aș fi lăsat să. Chestia e că la 20 de produse toată baza de date este în memorie. Tot timpul. Nu se mută nimic de pe hard disk și atunci da, poate să țină, cred că vorba ta, cred că ținea și 10.000 de useri. A, că ar fi ținut și 10.000 de useri, da. La 8 cu 8 încă nu era ok. A modificat 16 cu 16 și a pus și mai mulți worker de pe HP. Nu, în e-commerce, sincer, dacă ai spike-uri de-astea, la început, Shopify, frate, n-ai treabă cu ei, deci Shopify, știți Shopify? Da, știm Shopify, dar Shopify e ieftin, dar nu e ieftin. Nu e ieftin, da. Ăla, exact. Shopify este platforma pe care chiar poți să faci aroganțe de-astea, să faci o reclamă TV și să ai un milion de useri simultan. Și n-ai treabă cu ei. Nu, te... problemă, da. Nu. Deci la un VPS de ăsta, cred că te ține și până la un milion, să zic. Eu am crabă cu Magento, ținea, bine, să la ține puțin. Nu, stai, un milion de vizitatori simultan? Nu te ține, tu cu WordPress. Pe WooCommerce. Nu știi care e problema?
consumă resurse foarte mult. Deci la 2000 de vizitatori simultani, mie mi s-a părut că 16 cu 16 e cam... Limita? Era pe roșu acolo? Că uitam la Skype-ul? Uite, la asta nu m-am uitat, dar la 8 cu 8 nu mergea ok. Și 8 core de CPU cu 8, cu 8 giga de RAM pe un... Deci un AMD 5900, nu știu. Un AMD de generație foarte bună cu frecvență 4, nu știu cât, GHz. Adică... Ideea e că dacă ai un site WordPress și ai băgat optimul ca CDN din prima, tu nu mai dai CSS-uri, GS-uri și imagini. Asta optimul ți le dă din prima. După care ce să mai rămâne ție? Să mai faci niște query-uri la baza de date. Dacă folosești W3 Total Cache-ul, care știu că face caching la query-uri, dar și SiteGround ca hosting. Îți faci... Depinde în primul rând dacă vrei stock. Dacă ai stock super sensibil, nu prea poți să faci caching, pentru că vrei să stai sigur că nu vinzi peste, pentru că tot timpul să faci query către stock-uri, știi? Dar dacă nu, într-adevăr, dacă ai un produs care ți-l produci singur și poți să vinzi cât vrei, atunci da, poți să cheșuiești tot. Și... Da... Zic, cel puțin reduci din ele. Adică poate... Deci V3 tot acest face cheșing și la query-uri? Da. Face, da. Bine, e și foarte customizabil, m-aș ca și eu puțin, că poți să intri și să te apuci, să-ți definești reguli, da, să faci plugin-uri, să... Găsești din panelul de hosting deja, da. Să faci chestia asta, să nu mai ai nevoie de un plugin adițional ca idee. Lightspeed. Adică Lightspeed-ul, nu? În funcție de firma de hosting, eu lucrez cu multe. Lucrăm mai cu WPN și care mai ok în afară de WPN? Da, ăla merge, object caching și temerii de genul ăsta. SiteGround? Tu zici de plugin. Da. Sau de ce zici? Cipanel are Lightspeed, folosește Lightspeed și e un plugin de, chiar așa se numește, Lightspeed Caching pentru... Bine de firma de host. WordPress, da. Da, bine. Nu toate Lightspeed, nu toate hosting. Folosesc Lightspeed, da. Da. Astea foarte specializate, cum e WP Engine, care e super specializat pe WordPress, deci ei fac hosting numai de WordPress, dacă mă înșel, au tot felul de produse numai ale lor, nu știu, dezvoltate in-house, uh-huh. Legate de WordPress. Tu cred că Lightspeed, dacă nu mă înșel, ceva open source, parcă, sau... Nu e open source, că îl plătești. Și, deci dacă ai cPanel... Ai partea din cPanel, vine cu cPanel care... Stai puțin, cred că cu... E și plugin de Lightspeed, deci odată un... E Lightspeed instalat pe server. Widget de cPanel. E pe Cloud Linux, deci doar pe Cloud Linux poți să pui Lightspeed. Doar pe? Doar pe Cloud Linux poți pune Lightspeed. Dacă instalezi cPanel-ul pe CentOS, nu ai Lightspeed. Nu mai pot spune. Și trebuie să ai și... Așa, știu. E un server web, Așa, e un server web. Da. Că poți să-l pui, în principiu, poți să-ți-l pui și pe hostul tău, dacă plătești licența, bineînțeles. Pe când ăștia de WP Engine au niște soluții numai ale lor, adică, na, nu poți să le iei tu să le pui pe serverul tău acasă, știi? Au ei... Asta e Unix selling point-ul lor. Și SiteGround ziceai că mai e, ce mai e ok ca hosting? Deci, se vede unde suntem găzduiți acum, acolo, cei de la WP Engine, nu e mi casa, e su casa. O glumă foarte lungă. Și, da, nu știu, mie mi-a plăcut WP Engine că au repozitorii de cod, au din environment de staging, de dev, de producție, adică poți să lucrezi așa mai profi, asta mi-a plăcut la ei. Nu știu. Da, undeva la două... Unul de development și unul de staging ar fi? Da. Bine, poți să le pornești cum vrei, poți să le ții off dacă le folosești, dar cred că da, maxim 3 cu tot producție. Da, maxim 3 cu tot producție. Și am un suport ok. Deși... Am intrat, nu știu, nu am probleme, pe timp am intrat pe chat acolo și s-a rezolvat așa vreo jumătate de oră. Adică, prea fost, nu știu, eu vin din lumea Magenta, unde te rogi de ei cu 6 luni de zile. Timpul de răspuns nu e mare la WP Engine? Nu exact, mi s-a părut, cam jumătate de oră. Nu. A, timpul de răspuns, am înțeles la ce te referi. Băi, nu știu, în primul rând eu nu am așa mulți clienți români. Și bine, sincer, asta da, se poate optimiza un pic și acolo, dar cât mai sunt acum? Câteva zeci de milisecunde, cred că nu. Dar ăștia care au CDN uneori au... Da, și teoretic dacă ai CDN... Dacă au CDN, da. Și cred că WP Engine are un CDN, dacă nu? Dacă au CDN, da.
Da, am și eu un CDN. Care... Împrăștiat în toată lumea. Da, nu, timpul de răspuns noi. Bine, teoretic da, e mai bine în România, dar... Nu prea am găsit firme serioase de hosting în România, nu știu, chiar aveți? Mă blogez de asta. Andrei de la Gipe zicea de Hosterion, că este deosebit de încântat de ei, nu pentru că e firmă mare, chiar habar n-avea când l-am întrebat dacă e mare sau nu e mare, dar au un suport foarte bun. Okay. Zice, asta mă interesează. Cei cu care am lucrat înainte, nu contează cine cât mari, na, relevanță, zice, am lucrat oricum cu mulți, 5-6, nu știu, ne schimbam ca... Cei ăștia au un suport genial. Soluția e bună, suportul e bun. Okay, deci nu minte. Eu folosesc SimpleNet. Ei sunt mai axați pe WordPress. Sunt români? Sau? Da. Și folosesc... ziua lui Ian, ce folosesc? Nu mai știu. Au, folosesc un alt hosting. Nu e, deci serverul nu, nu e, ei nu sunt o firmă de hosting, ei au subcontractat de la alții. Da, au cumpărat un spațiu de... Nu, aici, SimpleNet. Eu am fost la Găzire cu un fel de... Nu, ai reclamă. Mai jos, jos de tot, pe ultimul listă. Așa, dar nu mai știu cine... A, și revând ceva, da. Deci au cumpărat niște servere undeva, au închiriat niște servere și le vând pare. Păi și MXHost, care s-a vândut acum, tot asta face. Romarg are serverele lor, într-adevăr. Romarg, cred că sunt. Cred că Romarg lucra puțin. A, da. Dacă vrei, poți să cauți la Google. Caut de ăștia cu application support, dar cred că pe WordPress e ceva mai ușor treaba. Eu ca freelancer nu pot să ofer suport de hosting. Nu vreau să ofer. Eu chiar nu-mi închid telefonul, nu-mi închid, nu răspund la telefon pe oră. Da. Și atunci orice hosting recomand, îmi spune, băi, exact, ați aplicat WordPress-ul. Nu știu, suportul trebuie să știi și puțin WordPress acolo, că să intre să vadă ok, zice database connection fail, hai să-mi restart. Mai știu câte ceva, dar cei de la Romarg, acum Costin și la Romarg și la Romarg, de la Romarg, pentru un VPS ca să-mi facă rebuild. La da, VPS, deci, mă rugăm 9 ore. Da, deci uite, de ăștia nu vreau că... Deci 9 ore. Da. Că de obicei când pică un site, nu e problemă de developer, adică cel puțin pe moment. Da. Poate să-i dea restart la ceva, ce exact. Așa, și îl mai târie acolo, nu știu, o zi până când intră, știi? Și da, vreau de ăștia care exact pe Magento, cel puțin pe Magento e mai complicat, că acolo e Elastic Cache, e o grămadă de componente care... Așa. Dar exact, caut, uite, o să mă interesez. Romargul, de exemplu, sunt și mari și buni, dar suportul e groaznic. Și nu, nici prea mari nu e bine, pentru că, mă rog, eu cred că și mărimea clientului trebuie să fie ajustată la mărimea firmei, că dacă ești client prea mic, n-ai să cauți la o firmă mare, că te tratează ca pe un client foarte mic, știi? Îți mai zic o dată, 9 ore m-a rugat de ei să dea rebuild. Păi da, și probabil că era un plan de la super ieftin pentru ei și era ultimul. Am un VPS de 5 euro care îmi țin un... Da. Nu face nici cafeaua omului de la suport de dimineață. Pentru scris content. Țin un VPN pe el, atâta țin. Îmi țin un VPN pe el. Să mai știu o firmă mică, da, clar. Deci am niște jucărele în garaj și în casă și așa, niște serverașe de test. Și unele niște jucării de-astea. Ideea este că dacă pică internetul pe fibră, unde am IP dinamic, dar pot să ajung la el cam Dynamic DNS, rămân pe Orange. Iar pe Orange nu mai am IP real. Am un client de VPN pe un Raspberry Pi pus în casă, care ăla stă tot timpul conectat la VPN-ul de la Roman, ăla de 5 euro. Uh-huh. Un VPS, am pus un WireGuard, un soft de VPN, server de VPN, și eu intru pe WireGuard și din WireGuard intru în Raspberry Pi. Și din Raspberry Pi am intrat în casă. Și văd ce se întâmplă acolo, care e problema și poate o și rezolv. Dau un restart un server sau ceva. Bine, pentru de-astea ești tu la ăștia, Heroku, AWS, toți ăștia au soluții de-astea gratis la nivel foarte mic. Da, mi-a plăcut să fac, să pun în mână. Nu zic, dacă ai nevoie de un hosting de-asta pentru o chestie mică, cred că găsești gratis la AWS și te și chinuiți să-l faci tu, exact, că ia-ți dă mașina. Și la ăștia la fel, am obținut un core de procesor cu 2 GB de RAM cu 5 euro. Și puteam să-mi aleg din câteva distribuții de Linux. Nu puteam, nu mi-au dat consolă să-mi instalez eu ce vreau. Și pentru că nu mi-au dat, am zis, bă, nu e bine ce am făcut eu acolo. Dați un click acolo să fac rebuild.
Știi? Aveau o interfață, am dat eu un click. Și mi-au răspuns la un moment dat, nu că nu merge butonul de acolo, că trebuie să-i dăm noi manual. Perfect. Dați manual. Și eu dau. Și eu am un serveraj care are un, pui mei, are o interfață din asta, de un soft de virtualizare. Și ia câteva click-uri să iau un template de acolo să-l pun, adică ia 5 minute, 3 minute, nu știu cât mai mult. 9 ore. Zic eu... Da, nu mă feresc de așa ceva. Am lucrat odată cu o firmă atât de slabă, că n-au... După 48 de ore aveam nevoie de un backup și n-aveau, cel mai recent era de 24 de ore. Și... S-a pierdut acolo muncă, știi, s-a... Da, eu în general fac backup-ul tot, fiecare etapă majoră pe care o depășesc în dezvoltare. Eu lucrând cu companiile astea modele de hosting, nu mai fac griji de așa ceva. A, e... Că nu se întâmplă. Nu se întâmplă nicio problemă, ai de o lună toate backup-urile cu o zi înainte, eu mai fac așa unul manual, să zic, înainte să mă apuc de ceva. Da, eu fac da, una înainte să mă apuc și unul după ce am terminat. Fac ceva major, dar de multe ori lucrez direct pe live site, adică nu... Păi da, cu atât mai mult. Și eu lucrez pe live în multe situații și fac backup înainte să mă apuc și backup după ce am terminat. Pentru că dacă crapă ceva în seara asta și clientul și backup zilnic se face noapte. Deci am backup-ul de azi noapte, dar nu cu ce am lucrat azi, știi? Și trebuie să lucrez din nou. Știți de Web Factor? Nu. Era un hosting, a recomandat toată lumea, l-a recomandat și la toți clienții mei, mulți dintre clienții mei Web Factor. E un scandal mare cu cum au avut niște probleme și efectiv a fost câteva zile toate site-urile picate, până la urmă a preluat altă firmă de hosting, dar a fost un mare scandal și date pierdute și faza asta. Și ideea e că toată lumea îi recomanda, citeai pe net, eu îi recomandam, trebuiam clienții la ei. Ok, nu? Vorba aia, bucură-te că s-a întâmplat și da, te întrezi dacă s-a terminat. Bine, pe de altă parte, da, eu mă feresc să intermediez și asta, le zic și clienților, băi, îți recomand din ce am mai auzit, dar nu știu, decizia ta și nu o garantez, adică nu sunt. În primul rând, n-am comisiuni, nu știu, nu. Sunt agenții care exact colaborează și vând la pachet development cu hosting și atunci, practic, chiar dacă ei fac outsourcing la hosting, își pun ceva peste și... Da, eu le dau clienților mei cu hosting. Da, și uite, când, uite, VPS-ul ăsta n-am avut de unde să le dau și l-am trimis la un colaborator de-al meu, un prieten de-al meu. Are un data center, are acolo all inclusive. Trebuie să-i dai el. Poate ar trebui să le dau, într-adevăr, că da. Să le dai hosting? Da, da. E un model, da, că teoretic dacă e treabă bună, teoretic e niște bani lunar fără să faci mare brânză, știi? Că, exact, oricum faci outsourcing la altcineva, că nu te apuci tu să pui serverile acasă. Dar, exact, poți să ai un 20-30% peste și nu să faci treabă bună, deci, că dacă nu... La un moment dat aveam hosting la un singur furnizor de hosting. Înainte să facă CPanel-ul chestia aia cu 30 de conturi în pachetul de bază și nu știu ce, și formă plătești suplimentar 10 cenți pe cont nou de CPanel, pe cont suplimentar. Da, da, da. Și făcusem la un moment dat un calcul, plăteam jur de 200 de euro pe an și aveam contracte de 2000 de euro pe an. Ah, era cea mai bună afacere pe care o aveam eu la momentul ăla. Nu mai să meargă... Acum am la doi furnizori de hosting. Prețul la unul dintre ei a crescut, pentru că CPanel-ul a făcut chestia asta. Peste noapte mi s-a dublat prețul, știi? Și acum a mai crescut încă un pic, pentru că... Nu știu, vreau să mai îmi facturez de ceva suplimentar și am zis, bă, dar ce mai îmi facturez suplimentar? Du-mă la... Următorul tău pachet de hosting, de la 60 de giga am ajuns la 50. Și nu mai e factura suplimentară, că era o diferență, trebuie să factoreze suplimentar, mai era o diferență, mai plăteam 5 euro și aveam... Da. Ce, da, 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 mai bine, uite, îți dăm pachetul ăla și cum mai. Și acum nu mai e. Știu că știi, pentru că am văzut o vreodată de tine și pe el pe blogul tău. Plătesc mai mult hosting anual. Și uite, ei, de exemplu, oferă... Hosting. Pentru
WordPress și când îți iei hosting de la ei, văd că îți dau și niște pachete. Hosting.ro? Da, de la WordPress, vphosting.ro. Deci, 19.99 pe lună, optimizarea vitezii inclusă, gătire optimizată. Hai să facem așa, puțin cum ne-a învățat domnul Paul. Așa. 39.99 de euro pe lună, ai ore de dezvoltare web inclusă. Și la 90, 2 ore de dezvoltare web inclusă. Și bineînțeles, 4 ore optimizarea vitezii de încărcare. Probabil au și servere mai rapide pe fiecare plan, cam așa ar părea. Un business model. Da. Da. Da, dar aia cu 2x, 3x, 4x, nu înțeleg. Ei, numai ei înțeleg treaba asta și numai directorul lor de marketing poate înțeleg. Suport prioritar pentru clienții VIP și da, astea stai, să umpli checkbox-uri, știi? Da, e, l-am întâlnit pe băiat la, uite, îl știi și Olivia, l-am întâlnit la, în 2019, la World Camp Europe din Berlin. Ce facem? Încep să vorbesc despre World Camp Europe din 2020? Ia să vedem. O întrebare înainte. Are cineva nevoie de ajutor pe proiect după ce terminăm asta? Adică... Da, aș avea eu nevoie de ajutor despre primii pași în ACF. Ok. Nu, real. Adică, da. Sincer, aș vrea să-mi creez un mod de lucru fără să am nevoie de un framework, de o pagină. Ai un bank install așa făcut cum? Acolo? Ai vreun bank install? N-am. Dar pot să fac. Nu-i problemă, să cam eu. Olivia? Nu, nu. Am o chestie, dar e complicat. Poate data viitoare când o să mai fie. Nu sunt ok. Ok. World Camp Europe 2022 a avut loc în Porto, Portugalia. A fost zbor cu escale și l-a întors. între 3 și 4 iunie, da. Aceștia sunt o parte din sponsorii care au sponsorizat acest eveniment. Se vede Google-ul, pare rău cum se vede ăsta pe... se vede Google-ul, se văd multe firme de hosting, precum WP Engine, Cloudways-ul, Bluehost-ul, Pagely-ul, Pantheon-ul, Hostinger-ul. Mă rog, ăștia sunt doar o parte. Au fost în jur de 70 de sponsori care au avut grijă de acest eveniment. Acesta este Family Photo. După cum vedeți, evenimentul a avut loc la Super Boca Arena. În partea stângă se vede un cort, în partea dreaptă alt cort. Aici puteai să te duci să iei masa, să bei o cafea, să... totul inclus în tichet. Deci aveai mesele asigurate la conferința. Romiru. Aceasta este una din sălile de prezentare a conferinței. Această poză e făcută în prima zi. Prima zi e Contributors Day, unde oamenii vin și contribuie, Paul și e deja de... În general se practică, dar la majoritatea, că și la Magento. Contribuie la core, fac review-uri la teme sau plugin-uri pe care vor diversi oameni să-și le urce pe repozitoriul de la WordPress. Și diverse chestii, translate-uri, noi îl avem pe Dan Carage, dacă vă vine știu că Dan Carage de la noi este... Dan Carage care lucra și cu Dan Chiel, Dan tare, nu mai știu. Sunt în Germania. Este cel mai tare, a fost menționat și pe... Da, nu, pe translate, el e tăticul tuturor. Adică... Fără caterică, da? Da, recomandă să mergi, chiar dacă nu ești developer, mai bine mergi la Contribution Day, că stai de vorbă, repar bug-uri, că nu, cunoști oamenii și de obicei mult mai puțină lume. Foarte tare, nu știam că Dan se ocupă de... Da. Ca idee, dacă vrei să contribui, poți să o faci oricând. Adică intri pe WordPress la contributing și o faci oricând. Nu,
Asta se face așa, gen un fel de, cum se numește asta, un fel de omagiu, sau, nu se numește cineva. Un fel de cinste adusă WordPress-ului. Uite, am venit și prima zi facem asta. Mă rog, doar asta se făcea prima zi, se dădeau lanciuri de nebunii și puteai să-ți faci registrări și nu urmânca în următoarele două zile să participi la prezentări, la workshop-uri, la BP cafe-uri și iată că. Aceea sală, vedeți diferențele? Da. Ok. Asta a fost făcută în ultima zi de final. Îl avem aici pe Matt Mullenweg, fondatorul WordPress și deținătorul companiei Automatic. Alături de el, în stânga, este Lindsay Lohan. Pe ea am văzut-o prezentă și în 2019 în Berlin. Nu știu dacă pe atunci lucra la Automatic sau dacă între timp s-a alăturat firmei. Cam așa arăta schedule-ul pentru 4 iunie. Avem două track-uri pentru prezentări și două track-uri pentru workshop-uri. Acestea aveau loc în paralel, dacă să te duci la oricare din ele, puteai să te duci. Da, mă rog. Dar dacă mergi într-o echipă așa, să te împarți, nu știu, adică să... Fiecare se duce unde vrea, adică nu... Da. La workshop-uri trebuia să-ți faci registration înainte. Eu am participat la un singur workshop, Secrets to Profitability Pricing Recurring Revenue. Profitability Pricing Recurring Revenue. Mă rog, nevneris. Și a început el așa, n-am eu... Dar imaginați-vă că bannota asta este de 100 de lei. Și și a zis el, deci gândiți-vă că bannota asta este a voastră, da? Puteți să o luați astăzi, 100 de lei, da? Sau puteți peste două zile, să așteptați două zile și să luați 115 lei, cu 15% mai mult. Ați aștepta două zile ca să luați 115 lei în loc să luați acum pe loc 100 de lei? Depinde. Da sau nu? Da. Da. Ok. Ați aștepta un an de zile ca să luați 115 lei sau ați lua acum 100 de lei? Aici depinde de rata inflației, trebuie să faci cap. Da sau nu? Păi în România nu. Nu prea. Nu prea, nu? Exact. Și a început să vorbească despre clienții care amânau plățile. Din diverse motive. Ba că aveau ei diverse probleme pe partea lor, nu știu, li se bloca cardul. A fost unul în Las Vegas, i-au blocat cardurile și nu mai avea cum să mai facă plata. Ba că o amânau, cine știe din ce motive, lucruri care îi afectau, lucruri care îi afectau firma. Cash flow, da. Nu mai avea bani să plătească angajații la timp. Nu mai avea bani să facă diverse lucruri și astea sunt nasoale. Adică poate să se închidă firma niște chestii de genul ăsta. Și a zis că a găsit o soluție și anume să a început să ia în calcul aceste situații și să se gândească la angajarea unor profesioniști care să-l ajute, de exemplu un jurist, un avocat, urmând ca la prețul final al proiectului să se adauge și aceste costuri pentru aceste situații limită. Ca urmare, după cum ziceam, prețul creștea de la 1000 la 1200 de dolari, iar în momentul în care el avea conversația cu clientul și se ajungea la discuția despre bani, zicea, păi prețul proiectului este de 1200 de dolari. La care clientul, după cum bine știe, da, nu-mi dai și un discount? Și el, ok, pot să-ți dau și un discount dacă îți dau, se reduc la 1000 de dolari dacă îmi faci plata în avans. Și în felul ăsta scăpa el de acel hassle cu bani și cu avocatul și cu așa. Deci practic el își lua aceleași bani, numai că și lua în avans. Asta, asta a fost substanța. Da, am folosit asta, folosit. Tot timpul este asta. Scăsit. Nu, acum mai nou, nu chiar. Asta e cheia vânzării. La clienți nu, la clienți noi. Da. Tot timpul. La clienți noi care sunt așa cu semnul întrebării.
care nu-i cunoști. Plus clienții mei care nu sunt din recomandă. Da, a, dacă okay, o recomand să un client, probabil că nu-i cer. Da. Știi? Decât dacă îmi spui tu să-i cer. Dar așa un client care vine de pe LinkedIn, da. Bine, eu lucrez la ore și atunci ai cer un avans de primele 10 ore. Exact, da. Știi, și mai simplu. Da. Sau jumătate din proiect, eu mă cer și jumătate din proiect, dacă vreau ca să fiți. Păi stai puțin, nu tot bani în avans, dar fără jumătate din proiect nu începem nimic. Da, bine, cred că depinde și de mare mai proiectul acum, că dacă este super mare, mă cer jumătate. Eu chiar și recomandările le iau cu avans. În avans trebuie să-i fără, nu începem nimic fără 50% din proiect. Dacă vrea să plătească tot la... o singură plată la început, super. Nu mai am obiceiul de a face reducere dacă plătesc tot one time. Dar nici nu e mai în drum. Da. Am avut unul, 2-3 care nu m-au mai plătit. Am mai avut și avut mai mulți. Cu unii m-am certat, am luat o parte de bani. Când te plictiseai și, nu știu, voiai să te desprinzi puțin de zona cu prezentări și cu toate cele, puteai să vii afară, acesta era parcul care înconjura Superboc Arena, și aveai privilegii de genul acesta. Aceasta e o altă, cea de-a doua sală de conferințe. Ok. E aceea sală, nu știu dacă vă dați seama. Ok, am revenit la prima sală. Tot ce vedeți aici, adică toți oamenii aceștia, sunt mulți pe scenă în spate acolo care sunt mici, nu se văd. Deci ăștia au fost toți organizatorii, ca să zic așa, voluntari, care au fost în jur de 250 din câte țin minte. În spatele primei scene, pe jumătatea aceasta, își puneau ăștia, sponsorii booth-urile. Pe marginea circulară a Superbocului, erau booth-uri mult mai mici, erau zeci de booth-uri mici care înconjurau toată zona. Veneai, îți luai swag-uri de la ei, de exemplu, de la mole. Am luat de tăi pe sop, așa, cu cremă de protecție. Diverse jucării de-astea, lanternuțe de-astea, antistresuri, cabluri de date, de la SiteGround, de la GoDaddy, de la WooCommerce, iată că. Cam așa arăta zona când au fost prezentările. N-am foarte multe poze de pe acum, cer scuze că n-am multe poze. Aici era gol, aici încă se asamblau. Așa arăta într-una din zile de prezentare. Iar ăsta era un booth care se punea în exteriorul, pe partea circulară. Da, companii interesante, companii care erau una, mi s-a părut super interesant. Deci intrai, să făceai cont, intrai pe dashboard-ul lor, îți adăugai site-ul acolo, gen link-ul, puneai numele domeniului. Dai save, după care cu drag and drop îți luai secțiuni în site-ul tău și îți construiai aplicația de mobil, după care ți-o generai, ți-o urcai pe shop, pe Google Play sau pe App Store și aia era tot. Ce părere aveți de asta? Foarte tare. Erai pe expert? Nu. Am adus și... Da, am văzut că e o modă, dar sincer e mai multă oră când văd asta și nu sunt developer chiar atât de mult. Când iar e o modă de asta cu no code, low code solutions, care asta apare odată la câțiva ani, nu știu, de 50 de ani tot zic că nu o să se mai scrie cod și nu e așa, pentru că niște use case-uri super separate, super mici. Și acum am văzut că sunt chiar companii destul de mari care fac push, care în principiu fac și workflow-uri de alea. Nu știu, asta așa cum vreo 10 ani știu, până nu știu că am cu ele, dar câteodată e mai greu decât să scrii cod, știi? Good Barber făcea chestia asta. Foarte mulți acum, nu știu. Am testat la un moment dat și făcea
mă rog, nu făcea chiar chestia asta. Că îți customizai tu aplicația, dar nu îți făcea grep la site. Da. Nu există o singură nișă pe care a prins-o foarte bine UiPath-ul, care, mă rog, Apple-ul se numește Extra Transform Load, unde transform date. Și bine, eu numesc cum râpă, nu Robot Process Automation, parcă da, care în principiu, adică merge foarte bine flow-ul ăsta în care, da, iei un mail, extragi niște chestii, le pui acolo, dar ăsta e doar nu să faci un magazin online din drag and drop. O să faci mai flow-uri, dar astea de transformare mecanică, astea merg, știi, da? Și nu am foarte bine pentru unii. Am văzut că nu mai știu cum vor glumesc că sunt acțiunile, dar oricum sunt super mari. Da. Vorbești de la UiPath? Da. Și ăștia, practic, ei sunt astea, sunt un fel de no-code solution. Asta oferă cu chestia aia. Da, am făcut și un tutorial de două ori de RPA. Șmecherie, adică... Bine, și eu am făcut la nivel minimal. Ia dintr-un sheet o coloană, ia așa, de ei programează roboți de ăștia care studiază, care... Da, în caz limitat și, adică nu știu, nu o să faci softul de RPA în RPA, știi? Adică... nu o să faci... Ei fac ceva workshop-uri sau au ceva workshop-uri pentru... developer de RPA. Da. Uite, și TopTal a încercat o chestie de asta. Da, pentru că teoretic alea sunt foarte complicate. Uh-huh. Și din câte știu ce obțin istoric, la UiPath cam așa funcționa. Ei aveau o grămadă, mare majoritate erau consultanți din companie, adică erau și developerii care făceau core-ul, dar mare majoritate erau consultanți. Se ducea la Toyota, stătea 5 luni de zile acolo și dezvoltau soluții, adică și customizau și pe partea de cod, customizau și partea de workflow, dar sunt niște soluții grele, adică nu era... Nu știu, nu se descărcai tu singur chestia aia, ți-o instalai și gata. Și da, știu că au niște chestii, dar nu știu, TopTal a încercat faza asta, a făcut o specializare de RPA care nu are niciun job. Niciun. Că nu sunt numai UiPath, cred că sunt vreo 3-4 nume acum mari. Microsoft are una gratuită. Da. Că... Și toți au exact tutoriale în care tu înveți software-ul lor de drag and drop. Așa, da. Și teoretic te poți duce la clienți, le revinzi... Microsoft Power Automate. Da. Așa se numește, e gratuită. Asta de la UiPath pe bani. Și mai este una tot așa pe bani. Tot așa, am pornit de la specializarea de pe tot, dar m-am uitat la RP. Ia să văd ce e asta, știi? Și am ajuns să fac tutoriale pe... Am avut o perioadă foarte ciudată când făcea specializare din orice. Că uitam, cum specializare din RP? Dar ce e asta? Parcă e mare... Ca, nu știu. Mi se pare că aș mai face specializare de, nu știu, un bootstrap, de un framework de CSS. Ok, eu o chestie, dar nu e ceva pe care să construiești o carieră. E așa, un tool. Un tutorial de două ore zici, bă, sunt șmeche, nu mă plătești. Păi și exact, un tutorial de două ore. Păi să fii serios cu pregătire de două ore. Cât de deștept o să fii, adică... Da, o introducere, așa. Bine, la roboții, acolo mă gândesc că e puțin mai complicat. Păi nu, cum lucrează ei și ei mi se pare că banii au făcut exact mai ales să customizeze și soluția. Sigur, consultantul a venit și ok, uite, ăștia au un use case, hai să mai construim ceva și în software-ul nostru, mai facem niște noi căsuțe, niște noi componente. Dar nu cred că e o idee bună ca freelance sau externă. Adică, cred că e o chestie foarte bună. Probabil dacă vrei să te duci să te angajezi la UiPath ca și consultant pentru ei, dar și fii angajatul lor, e foarte bine. Dar să te specializezi tu în software UiPath în speranța că nu ești angajat, ci freelancer, nu cred că câștigi. Că ei au și contractele, adică băncile și ăștia se ducă de la UiPath, nu o să vină la Teo, consultantul independent. Nu știu multe despre ei, dar e o agenție care se cheamă Agranda, e făcută de Cristian Ignat, care are în lumea PPC reclame plătite, și o agenție în Iași, cred, care face, oferă servicii pe UiPath și cred că, uite, te-aș contrazice un pic, uite că e compa. Da, nu știu cât de bine îți descurc, să vedem ce vrea de afaceri și... Spre deosebire de mine, care am făcut un tutorial de două ore și zic, hai mă să-ți faci un robot, să faci tu o nebunie, fac treburile ca lumea, ca și cum arhitectura potrivită îți face un server robot, unde îți pui tu roboței, ți-i automatizează, ți-i asta...
Cred că este axat mai mult pe business, pe zona de business. Adică, cumva, roboții ai lor, din ce am înțeles eu, nu sunt la Toyota că pui acolo robotul să facă ceva, ci... Păi nu e robot propriu. A, nu, roboții așa numesc ei, dar nu, sunt bucăți de software, de obicei. Bucăți de software, care automatizează niște procese. Așa le zic ei, roboți. Citește mail-urile, găsește facturile care trebuie plătite și le trimite la contabilă și poate le și plătești. Da, și scanează PDF-ul, dar nu e robot, adică da, e software. Că am pus așa să sune mai cool, că exact. Pe programul ăsta se numește ETL și așa se numește întotdeauna, nu e... Da. Da. Bun, și ăștia ce făceau aplicații din... Nu erau ăștia, dar pot să vă zic exact care erau, dacă vreți. Vreți să vă zic acum? Hai să vă zic acum. Uitam, da. Deci... A, bine, WordPress-ul are API, chiar mă gândeam la un moment dat, îmi cerea cineva o aplicație de mobil și chiar la asta mă gândeam. Care o aplicație mai mult bazată pe conținut și faci soluția exact, ai un WordPress ca să ai adminul și aplicația în React Native face, cere, API-ul de WordPress cere articole. Deci, din Egipt, din Alexandria, din Egipt este CEO/CTO/antreprenorul lor. Ahmed Salah și... Da, asta este, asta este, appexperts.io, asta este. Cum s-a nimerit, cum s-a nimerit. Adevărul e că ei au fost după, la noi am fost la after party-ul normal, el a fost la un after party doar cu Mad Mule în Wega, așa, știi? Și a intrat pe mine pe LinkedIn să scrie, băi, uite că ne-am cunoscut așa, Teo, știi? No. De două luni o luați astea. Eu direct am întrebat, ce clienți mai aveți? Păi nu, că doar de două luni am lansat. Deși nu se știe, uite, de exemplu, unii foarte mari, Yotpo sau sunt unii cu review-uri, nu știu dacă sunt, cum sunt, mă rog, e business super mare. Și pe Shopify? Sunt și pe Shopify și pe toate platformele. Și tot așa, i-am cunoscut, erau 2 ani și la o prezentare acum ani și ani de zile și acum sunt mega milionari oamenii, știi? Dar tot așa, zicea, ce, uite mă și pe ăștia ce fac aici, sau uite să reinventeze review-urile, știi? Uite că au reușit, deci poate și tipul ăștia o să fie... Da, nu mă, gândește așa, nu ai vrea să-ți faci una, chiar dacă e la mișto așa, bă, uite mă, aplicația de mobil, site-ul, ești strong cu site-ul, ești ok. Auzi, tot îți faci tu mai repede. Software as a service, nu? Software as a service, aplicația e ținută de ei. Da, e un dashboard, ca SaaS, da, un SaaS ca toate celelalte. Singura... Pentru un preț bun, e o variantă. Rapidă. Să cred că ai și ceva gratuit și la mai multe opțiuni, gen, probabil, scoate watermark-ul și de-astea de pe măr, reclamă, probabil acolo se mai acte ceva. Da, da, da. Oricum, eu m-am jucat un pic, ținut cu Good Barber. Și Good Barber... Tot asta face? Teoretic, dar nu făcea literalmente chiar chestia asta. Îi dădeai site-ul și... Avea niște interfețe preconfigurate acolo și scana ceva din site, nu mai știu cum era. Conținut. Parcă scana conținutul și da. Cam și așa îmi imaginez că funcționează și ăsta. Da, ca să poți să publici, ca să poți să publici în Google Play, doar în Google Play puteai să publici, în App Store de la Mac nu mergea, deci numai pe Google Play. Trebuia să plătești, adică trebuia să plătești subscription și cât timp aveai subscription-ul plătit, era și aia publicat acolo. Probabil ți-l dădea jos. Da, buton direct de... Aveai publish-ul prin ei, da. Știi că asta te încântă, dar un developer direct îți face chestia asta în două zile, știi? Adică... Da. Dacă e codul ok, să zici că e un boilerplate, e prima versiune și pe aia construiești pe aia mai departe, e ok, dar dacă îți face o mizerie de cod... Nu știu cât era. Dar am reușit să descarc APK-ul și am pus APK-ul, puteai să pui APK-ul pe orice telefon. Dar doar pe Android, dar pe iOS nu. Nu aveau soluție de iOS. Da. Dar asta s-ar putea să fie ceva mai nou. Dacă e cod ok. Asta eu zic, 2015-2014. Acum e React Native, de exemplu, care îți face, e multiplatform în principiu. Cred. Și Flutter, am văzut, m-am jucat un pic. Flutter, da, bine, ăla e lui Google pe Java, e bine, e ok așa, e puțin mai departe de ce de lucruri care sunt eu obișnuit, știi? Okay. Dar da, pentru un developer de Java e mult mai ca lumea Flutter. Și
poți să... e multiplatformă. Da, da, da. Merge și pe iOS, merge și... Chestia e că trebuie să fie codul de calitate, pentru că de obicei vrei să construiești pe el. Adică, na, ce discutam cu un spital de ăsta care vrea să-și facă aplicație în ideea că, exact, încet, încet, să facă sistemul de rezervări, știi? Uh-huh. Și ok, partea aia poate o făceam cu app experts rapid de content, dar după aia, exact, băi, vrem să continuăm dezvoltarea aplicației pentru că este spre casă. Da, de aia este o aplicație, că teoretic, da, pentru content e și site-ul care îl faci. Responsive, da, frumos, n-ai nevoie de aia. Și atunci, da, e, mă rog, e de urmărit. Da, uite, o să testez. Dacă ții minte când a prezentat Smart Watch cu lampa, cu... Da, 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 da. El s-a băgat pe Flutter de atunci. Mm-hmm. Și e tătuț. E, da, da, da. Sunt... Face prezentări de-astea pe Facebook, live-uri de-astea. Da, tehnologiile Google sunt interesante, pentru că mi se pare că sunt cel mai developer-friendly. Asta mi se pare, de exemplu, la iOS-ul, la Google, știu cum este iOS. Băi, dar te chinuiai și cu... Swift? Da, Swift, și cu, da, cu Swift-ul și cu Objective-C ăla. Băi, nu știu cum Objective-C, serios, nici în 80 nu cred că era la modă. Și toată procedura de a publica chestia aia, primul lucru trebuie să fac abonament ca să pot, da, să... A, mă, serios? Că și ca să scriu cod trebuie să fac abonament. Da, pentru că e Xcode-ul, platforma de Xcode, ți-o aveai nevoie de, mă rog, se dă, nu mai știu, 100 de euro pe an cât e și ai toate tool-urile de dezvoltare. Uh-huh. Dar, de exemplu, vreau să fac Apple Pay și pentru Apple Pay, ca să-mi dea contul ăla, a trebuit să-mi fac și era, băi, dar bine, eu sunt developer pentru altcineva, aș vrea să mă joc cu tehnologia, n-aveți, practic, varianta de explorare, știi? Uh-huh. Și ok, am spus clientului, îmi plătești subscription-ul, ca asta e, dar mă uitam, da, nu știu, față de Google, unde poți să intri și să te joci cu tehnologia, ei îți pun bariere cumva. Da, ca să publici pe Google și Play, să plătești... Ca să publici, da, e ok ca să publici, înțeleg. One time, da. Da, ca să publici, înțeleg, că deja e în nivelul ăla, dar ca să începi să dezvolți, problema la Apple aveam, ca să începi să dezvolți, trebuia să plătesc. Okay, și nu știam sigur, eu am văzut, uite ce cool e chestia asta, hai să mă joc cu ea. Nu, primul lucru, plătesc. Nu știam. Ca să și poți să dezvolți pe tool-urile alea de lor? Că să plătești? Da, 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 da. În principiu trebuie să plătești. Acum să nu vorbesc... Până la anumit, s-ar putea până la un nivel să, de exemplu, dacă vrei să o ții în emulator, s-ar putea să poți și fără să plătești. Uh-huh. Eu aveam problema că vreau să folosesc Apple Pay în modul test. Da? Și în modul test nu puteam folosi. Da, pentru că pe ăla nu-l faci pe emulator. Mă rog, trebuia să fac niște certificate acolo și... Și nici sandbox era plătit, care mi s-a vorbit. Da. Și ce business-uri interesante mai erau la ăștia la... S-ar putea ca Becu să facă să nu se vadă bine, da? Ok, am devenit affiliate de SiteGround și affiliate de CloudWiz. Nu știu cât de bine se vede. Mm-hmm. La SiteGround, dacă aduc un customer într-o lună, 40 de euro pe acel customer. One time. Între 1 și 5, dacă aduc 5, mi iau 5 ori 40, 200 de euro cash, livrați în PayPal-ul meu. Dar doar o dată? Dacă aduc mai mult de 6 într-o lună, deși vorbim deja de chestii dificile, iau 60 de euro pentru fiecare. Ok, da. CloudWiz-ul avea două tipuri diferite de affiliate, slab și hybrid. Poți să alternezi între ele, poți să negociezi cu ei, diverse. Eu mi-am ales hybridul, mi-au $30 pe customer, plus 7% recurring commission for his entire lifetime. Da, pe asta e interesant. Da, asta e tare. Mi-au dat și un banner pe care poți să-l postezi undeva. Uh-huh. Și acel banner, dacă te dai click pe el și îți faci cont de acolo, îți dă 20% reducere și te bagă automat la mine ca fiind customerul meu. Uh-huh. Foarte interesant mi s-a părut și asta. Da, că sunt unii care opăresc affiliate marketing-ul și văd că e link afiliat. Dacă zici că și tu câștigi 20%, nu mai are niciun interes să deschidă în incognito sau ceva.
A, da, și plus că mai ales dacă e clientul tău, poți să-i zici de la început, dacă eu sunt developerul tău, te rog, dă click pe link-ul ăsta de afiliat, pentru că tot la mine apelezi când sunt probleme cu... Da, da, uite, da. Dacă zici doar asta, poate nu vrea, dacă zici că câștigă 20%, asta nu știu. SiteGround-ul, de exemplu, eu pot să creez site-ul clientului pe contul meu de SiteGround, după aia doar să-i fac transfer și pentru fiecare transfer iar îmi iau 40 de euro. Da. Că el își creează contul în momentul când eu îi fac transferul. Abia atunci așa... Da. Da. WP Buffs. Un white label partnership program. O companie în care you provide us with your brand name and logo and email address. Asta le dai tu. We create your white label account with your branding. You sell the care plans to your clients. You receive 20% off of all monthly care plans. Și ce înseamnă? Clienții trimit tichet, fac tichet. Ei se ocupă de tichet. Our team handles the tickets from the start to finish with a completely white-labeled interaction. Mm-hmm. Like magic, you have 24/7 global team without having to do any hiring. Deci tu îți faci un cont în dashboard-ul lor, îți trimiți clienții să se înregistreze în acel endpoint unde eu o să vadă logo-ul tău, o să te vadă pe tine, o să vadă, o să creadă că, că lucrează doar cu tine. Dar de fapt ei lucrează cu WP Buffs, eu o să pretindă că ești tu și tu ții 20% din toate cheltuielile pe care ei le fac acolo. Da, deci ei ce livrează, practic? Fac outsourcing. A, outsourcing de orice. Mentenanță. Poți să-i folosești ca suport de urgență. Pentru WordPress. Când nu ești, când nu ești, poți să-i spui clientului... Da, pe English speaking, clar. Da, e ca și cum compania ta. Da. Asta e compania mea, dar tu ții doar 20%, dar nu te doare capul. Clientul nu apelează la tine, clientul le trimite lor, le face lor tichete, nebunii. Singura inconveniență la chestia asta mi s-a părut faptul că mergea abia de la al doilea client. Deci trebuia să vii cu minim 2 clienți ca să înceapă să-ți livreze ei bani. Și am zis, păi nu combinații, că bine, eu poate am doar unul. Rate-uri, practic, nu știu, dar ce rate-uri? Tu ai 20% din ce? Care e rate-ul orar sau cum funcționează? Ia să vedem. Asta ar putea să fie prohibitiv pentru România. Noi suntem undeva la marginea de jos al lanțului. I don't know, but if you want to find out more, just take it home. Da, nu cred că scrie acolo, dar intri în discuții cu ei. În momentul în care începi să discuți despre partea asta, ei te întreabă, băi, tu ai deja planuri de mentenanță la tine pe site pe care le oferi clienților și dacă ai bine, dacă n-ai, îți faci și probabil trebuie să te aliniezi într-o anumită măsură cu planurile lor. Sau probabil poți să vii tu cu propriul tău plan și atunci îți fac ei un pricing pentru planul tău, ce vrei tu să le oferi clienților. Dar mi s-a părut interesant, e cam prima pe care o văd așa, să vină direct, așa, uite frate, să dăm asta. Știi, adică, parcă nu i-am mai văzut atât de direct, așa. Ca și... Nu mă gândeam și să fac tot ceva de genul, dar mă gândeam la nivel de aplicație, să faci... S-ar putea să o fac, la un moment dat, să faci tot aplicația de freelancing, dar mai mult bazat pe suport de urgență, adică, ca la Uber, să zic. Tu te pui available, că ai timp seara după muncă, te pui available 3 ore și în timpul ăla, orele alea, poți să primești request-uri, e dat accept, pe tarife foarte mari, ca să fie incentivă și pentru tine, dar și pentru oamenii care au nevoie de urgență. Și dacă accepti, lucrezi direct cu clientul și... Și ai surge tarifs, tarifuri de urgență. Da, sau bine, la început probabil vreau să fie un flat fee, dar mă gândeam să fie la nivel de urgență tocmai ca să fie și task-uri mici. Știi că sunt mulți oameni care ar vrea să lucreze ceva, dar nu au timp să lucreze încă 4 ore pe zi. Și atunci, da, mi-a picat site-ul, vreau o mică... Și uite, la WordPress se pretează, de din păcate am văzut și eu că sunt ăștia și mai sunt mulți la WordPress care oferă chestii de genul. Știi? Și de-aia cred că o să vorbesc și cu ăștia, zic cam ce tarife se practică, pentru că mie că s-ar putea să fie foarte jos tarifele. La ăștia? Da. Adică fiind atâta concurență pe WordPress... Sute de dolari. Pe lună, mă gândesc. Bine să fie, dar nu cred că tariful orar la WordPress, nu știu, dacă zic la nivel de firmă mă refer, nu știu pe unde e.
Nu, eu îmi imaginez că ăștia îți dau un planul de mentenanță care pornesc undeva de la $150 pe lună. Păi ce înseamnă plan de mentenanță? Adică... Face update la plugin-ul și la te. Și la cor. Zi-te, Olivia, cum merge? Nu, eu mă gândeam să merg pe task-uri, adică, uite, nu mă descurc cu ceva, dar trebuie o megată că, nu știu, că în general oamenii ăștia care se descurcă și noi developer n-au nici bani. Știi? Și s-ar putea să ne adică, da, mă gândesc la omul care exact are o pagină și a stricat-o sau vrea să-și pună ceva, nu are developer în mod curent și apelează la un serviciu de genul sau cum ziceam, dar ei aduce nici bani la urmă, nu știu, probabil că vor să plătească $5 și... Da, nu știu. Da, nu știu, e de încercat, e de încercat. Eu m-am oprit la pasul în care mi-a zis că îmi trebuie minim 2 clienți. Păi ce fac, îl aduc pe primul și stau și mă uit la el cum vă plătește pe voi și nu-mi dați cei 20%? Nu, mersi. Da. Dar ca și business model mi s-a părut interesant. E prima dată când îl văd scris așa pe foaie și să mi-l dea cineva în mână și să mă pună pe gânduri, efectiv. Da. Dar interesant ce zici tu, Paul. Chiar e interesant. Orice specializare, bănuiesc, nu... Da, deci la început probabil că trebuie să pornești pe multă specializare, ca să ai succes și după aia să obții finanțare. Știi că asta e push and pull, adică trebuie să ai și mulți developeri și mulți clienți ca să funcționeze, că altfel dacă intri acolo și nu primești niciun task, după o săptămână ștergi cont sau nu mai intri, știi? Și ca și client bănuiesc că ai încercat o dată și dacă nu ți răspunde niciun developer. Nu, trebuie să ai contracte bine stabilite cu ei. Trebuie să ai mulți bani pe marketing, știi? Ca și client încerci de 30, 45, 63 de ori și a 64-a oară, dacă nu merge, gata, s-a terminat. Și mi se pare tare că, adică față de sistemele de freelance obișnuite, cred că la chestiile astea, la rush jobs, așa, ajută și corporatiștii să treacă spre freelance, pentru că atunci nu se mai uită lumea la CV. Dacă are nevoie, ok, se rezolvă problemă de 2 ore, nu mai stă să vadă, dar câtă experiență are omul ăsta, are 15 ani de ori în spate? Problema. Probabil se uită, da, ok, whatever. Da, și asta e platformă de freelance, de fapt? Nu, ăștia sunt white label. Ei nu fac doar outsourcing, ei sunt o companie de diferență. Hai, sunt companie, ok. Lucrează pentru tine, pretind că sunt compania ta. Uite, dacă vrei, poți să iei tot de la Paul să te uiți pe pliant, să-l mai citești odată. Da, asta e lucrurile să ții minte numele. Dar mai sunt, să știi, mai sunt, nu sunt primii care fac asta pe WordPress. Sunt mulți. Da. Așa, after party-uri. După fiecare zi de conferință era un after party. Codable a avut un after party o zi înainte de conferință. Asta e after party-ul de la VP Engine. M-am preînscris. A avut loc pe malul râului. Prima zi. Și așa arăta after party-ul din ultima zi. After party-ul organizat de WordCamp, mă rog, cu sponsorii lor. Că unii au sponsorizat after party-ul, alții au sponsorizat lunch-urile și nebunii. Nu știu dacă vă dați seama, dar e ce scenă. Mă rog, și corturile erau pline, mâncare, nebunii și seara la after party, băuturi, îți dădeau 2 tichete de alea. Am socializat mult. Statistici. Nu le zic aproximative pentru că nu am salvat, n-am pozat când le-au afișat ei pe slide-uri. Și n-am mai găsit informațiile astea în altă parte. În mod normal mă așteptam să găsesc, nu știu, 10.000 de poze, dar nu le-am găsit, poate încă nu le-au postat. S-au cumpărat în jur de 4.000 de tichete la conferință. 4.000 de tichete normale. Că sponsorii își luau tichete de alea de 300, 500, 1.000, nu știu cum. Și pe lângă asta cred că dădeau cu sutele de mii la sponsorizările de after party-uri și nebunii. 4.000 de tichete, $50 tichetul la preț normal. $40 early bird price, dacă îl cumpărai în prima sau primele 2 luni de la anunțarea faptului că s-a dat drumul la vânzarea etichetelor. Din ăștia 4.000, 2.800 s-au prezentat. Ziceam în jur de 70 de sponsori și organizatori voluntari în jur de 250, și aceștia beneficiau și de faptul că nu mai plăteau etichetul. Da. Da, aici, zile, o să vă zic o povestioară cum ar fi.
Și următorul o să aibă loc în Atena, vorba aia, zbor direct. Între 8 și 10 iunie. Mm-hmm. Acesta e un releu. Ce să vă zic, a fost pentru mine overwhelming. E al doilea working la care mă duc. Am fost la fel de impresionat, la fel de dat pe spate. E nemaipomenit evenimentul. Am socializat maxim, mă duceam la oameni pe care nu-i cunoșteam, mă băgam cu ei în seamă. Ce mi se părea mai interesant? Dacă îl vedeam pe ăla și mi se părea mai interesant, mă duceam și mă băgam cu ei în seamă. Dar ce faci? De unde ești? Cu ce te ocupi? Câți bani faci? Știi? Și tot așa. Da. Și mă întrebau pe mine, veneau alții la mine în mod direct, fără să mă duc eu la ei, de gen, știi cum? Te uitai așa printr-o cameră plină de oameni și la un moment dat se făcea un contact vizual și începea să mergeți unul spre celălalt. Da. Oameni de toate felurile, freelanceri, angajați, milionari, oameni care făcuseră deja exit-ul, oameni care făceau parte și din exit și din noua companie. Da. Tare. Frumos. Da, să vedem, am văzut cu conferințele și... Deci biletul a fost doar 50 de dolari? Da, mă, nu știu, toate la WordPress sunt ieftine, și hosting-ul și asta. Dar magentul era 500 de dolari biletul. Da, înseamnă că ăsta a fost făcut de fapt de un NGO și practic au acoperit ceva cost. Au fost 70 de dolari. Au acoperit din sponsori, cea mai mare parte, și asta a fost așa, ceva. Să nu fie gratis. Gratis, să nu fie gratis, da. Păi da, dacă nu mă înșel mai, adică așa era și la Magento și cred că așa e și la WordPress, având, sunt sigur că e așa cum și open source-ul nu e legat în mod direct de automatic. Au o comunitate acolo, exact, ca să nu zică că, nu știu, toți contribuitorii scriu cod pentru automatic și tipii aia și acționarii se îmbogățesc. Nu. Partea de open source are un ONG, ceva, nu mai știu exact cum sunt. A, păi așa care se ocupă și de conferință, da, fără profit. Și exact, probabil că sponsor. E pe L2 license. Licensing. Da. Nu, dar zic, adică și modul cum se iau decizii nu ia neapărat... Automaticul nu controlează neapărat open source. Nu are nicio treabă. Ei doar au venit așa, de Madmurran Wave a venit așa, să... Am venit și eu, că de bun simț că vorba aia. A, nu e, au fost organizatori, NGO au fost. Da, da, da. Adică WordPress.org. Da, adică acum, de exemplu, se formează o nouă serie de organizatori, de voluntari, că poate unii mai vor și la anul, participă și la anul, sunt voluntari și la anul. Dacă nu, ies și vin alții. Și eu pot să mă scriu ca voluntar, dar prefer să stau așa și să mă uit, că l-ai văzut cum arată schedule-ul ăla. Da. Dacă mai vorbești cineva, mai mănânci ceva, gata, să tu ziua. Să mai alerg pe acolo, nu. Ce conferință interesantă mai este în România? WordCamp. Nu știu dacă... Cum e WordCamp-ul din România? Puțin mai mic, nu e de dimensiunea asta. Ce înseamnă puțin mai mic? 100? Dacă te interesează, am făcut și eu, am filmat, o să vă trimit după aia, eu o să fac un follow-up și o să-l pun niște link-uri să vedeți. Vreau și eu să-mi... Chiar mi-e dor să-mi la niște conferințe, că nu am mai mers de nu știu când. Și da, astea, mă rog, poate că o să merg și la una, două în afară, dar în România e mai accesibil. 200-300 de oameni, zice? Sunt curios care sunt... Ideea e că trebuia să se organizeze și a venit pandemia și nu știu exact care sunt discuțiile acolo. Păi asta, nu știu care organizează anul ăsta. Cât a participat, cred că cam ăsta e numărul, cred că aici e numărul ok, da. Știu că e How to Web-ul care e ok și o fac în București, mai e DevCamp-ul, pe astea le știu eu și în rest nu. Mai sunt câteva în Cluj, dar iarăși Texilvenia, parcă, dar Cluj e departe, da, rău, sau poate și fost, nu știu. Evensis, dacă vă e familiar, organizează evenimente mișto, vă recomand. Evensis. Dacă întrebați cine, nu știu, o să pun un link, o să... Așa mai erau, dar na, nu mai știu. CodeCamp era, dar nu a fost decât o singură dată. Câți veneau la ăsta de Magento? Puținte, la nivel de România vreo 100 și ceva, 200 să zic maxim. Și la nivel, mă rog, n-a fost la nivel, am fost dat în Germania, care tot cam așa erau. Iar la nivel global, da, veneau. Erau peste 1000.
Făceau numai în America. Asta vă problema majoră, nu a fost suficient de mare să-și facă propria... Adică ăștia mare, vezi că fac două conferințe globale de obicei, una în America, una în Europa. Da. Nu știu dacă și WordCamp. Există și WordCamp? Da, WordCamp US. Asta e EU. Da. Și gândește că se face și în fiecare stat, adică... Nu, dar zic că Drupalul, de exemplu, știu că avea conferința oficială, care era o dată pe an, dar de fapt era de două ori, o dată în America și o dată în Europa, ca să fie oarecum ușor pentru... și avea cam același program. Magento n-a avut-o pe aia mare decât în America și, mă rog, Magento a avut probleme că în jumate din timp a fost onuiți de alte companii, au fost al PayPal, al Adobe și în timp, încercau să își împingă alte produse și la conferință ca să vezi o jumătate de zi de reclamă la PayPal, serios. Da, și acum au omorât-o de tot. Acum mi se pare că Adobe au multe produse și nu mai există conferință de Magento. Parcă e practic în conferința de Adobe Developers, nu știu cum se numește, e și o sesiune două despre Magento. Da. E overwhelming. E... Da. Da, e cea mai mare platformă din... Da. Cred că e cea mai mare CMS din lume, în continuare, nu? Departe. Da. A crescut, crește de la an la an, dacă ține să crezi. Da, mă uitam și pe top, dar l-am văzut încă, știi că e un bonus skill sale de oferă, referral bonusul mai mare și WordPress-ul e și el acolo tot timpul. Se văd că eu, alea arată cam pe ce au ei nevoie mai mari și oferă puțin mai mare bonusul de referral și WordPress-ul stă și el acolo, deci da. Există cerință multă. Am trimis ieri sau în alteri 5 link-uri, 5 invite-uri de referral-ul meu. Oameni buni, oameni de care nu știam și care am auzit eu că fac, nu știu, zic perfect, trebuie să intri și pe total. Și mi-am lăsat aminte de câțiva pe care i-am întâlnit aici la WordCamp și cărora le-am menționat, au zis, da, super tare, sună bine, dar nu mai luase legătura cu ei și zic, uite, după o lună de zile, ia și link-ul meu de referral și încearcă. Păi da, ziceai de hosting, cred că mai bine faci referral pentru că e vreo $2000 parcă bonusul de referral la un om, deci este chine cu $60 de la... 500 la WordPress. Cel puțin acum aici. Nu, dacă e bonus skill, uite-te, în unele luni este bonus skill și atunci e 2000. Păi cam e bonus skill, dar schimbă-i specializările și, în general, nu prea am eu din specializările bonusate. Am avut odată, dar nu am luat, frate. Mamă, ce am zis că mă îmbogățesc acolo cu 2500, doamne! Fost coleg de facultate, era printre primii, trăgea tare, lucra de 8 ani de zile în Java, am zis, gata, tata, stai. Și n-a trecut de engleză. I-a zis că tu ești upper medium, dar nu ne trebuie expert. Expert în engleză. Nu știu ce să zic. Mă rog, poate așa ar fi acum. Am lucrat cu mulți freelancer care nu erau nici medium. Reviewerul meu pe care m-a evaluat la TopTal, nu înțelegeam bine engleza, frate, dacă nu crezi, adică, cum ți-a zis ție asta? Eu real n-am nicio legătură cu Upper Intermediate. Mai lucrezi cu TopTal? Cum e? Ok? Pe WordPress? Două contracte am avut până acum. Primul a fost ok, part-time, și am prins un maxim full-time. Deci am zis că nu se poate ceva, 4 luni m-a ținut full-time. Cel mai mare scopă că n-am avut vreodată. Deci, Și de ce nu crezi tot timpul? Că nu sunt destule proiecte sau ai surse mai bune? Sau... Recruiterul care mi-a dat al doilea job, mi-l dăduse și pe primul. Hai că mă amuzați-mă așa puțin din... Nu... Am rate-ul mare, foarte mare pus. Adică ei deja îmi zic că trebuie să scad cu vreo $40 la oră, să scad. Rate-ul meu ca să mă încadrez în... că acum, am observat de curând, au băgat un filtru, când te duci acolo să cauți jocuri, unde ai o bivă în care spui my rate matches the client's budget. Aha, și acum am văzut și eu, nu știu, mă rog, cred că are mai puțin 2-3 luni să zic, care teoretic exact, ai bifat aia și nu mai stai să aplici la aia care vor $20 pe oră. Dar rate-ul mi se pare că a scăzut puțin, că de-aia și-o puțin așa cu TopTal-ul, nu mai sunt așa de... Mi se pare că au rămas în urmă cu rate-urile de astea, nu prea mai caut clienți la ei, că nu... Păi și de unde e? Direct, în general. Dar nu prea iau, eu sunt cu clienții, le mănesc tariful când... Da, din când în când faci o indexare. Nu prea, da, nu. Păi pe Magento ce lucrez la un site, am client de 8 ani.
Păi uite, cu chiar vorbeam că mă întâlnisem la meetup-ul trecut cu Rică, da. Pe bune? Cred că da, că m-am întâlnit cu developer, a venit developerul de la, și developerul de la Rică, pe care nu l-am văzut niciodată. Eu am un developer angajat acolo, nu știu ce face. Nu știam. Tu, de fapt, tu mi-ai zis. Da, și mă rog, mă întreba, băi, și de când lucrești? Și eu știu să ești curs, bă, de vreo 8 ani lucrezi, că, o, serios, că eram eu la școală generală, cum te zice. Și zic, da, bă, nu știu, e de treabă, bine, da. Dacă le zic, dar nu vei și n-aș putea să trăiesc din banii. Și mă dau și un pic și... Dar zic, e tot timpul și așa. E ok, nu, n-am, eu acum zic, nu știam. Nu prea schimb clienții, știi? Am văzut, într-adevăr, Radu, el făcea Shopify și WordPress, sau unul așa, pe Shopify, și da, el am văzut care e stilul ăsta de lucru unde... unde tot schimbă clienții, adică e lucru. La, tu, și la, la cam așa e pe WordPress de obicei, de exemplu, la tine tot schimbi, adică... WordPress nu schimbi, dar... Bine, ales că nu prea... Sau ca să pun alte, cam câți clienți, cam câți clienți pe WordPress trebuie să ai activ, cam câți clienți activ trebuie să ai ca să o duci bine. 3. Doar 3? Înseamnă că ai volum mare de muncă la 3 clienți. Am unul care am dat... Bine, nu, nu mă refer acum că ai un deal și să iei 1000 de euro pe oră. Nu, mă refer ca să-ți acoperi, să zic, 100-150 de ore de lucru pe lună. O poți face doar din 3 clienți pe WordPress? Da. Ce da. Bine! Nu știu, la tine cum? În general lucrezi... Eu real acum am 8 clienți cu mentenanță pe WordPress, dar am început să fac mentenanță, să fac contracte de mentenanță pe WordPress. Și, mă rog, am unii cu care lucrez așa, în fiecare lună și am transformat în contracte de mentenanță și... Păi și tot așa, vreo 7-8 cum acest lucru. Da, bine, deci am, am vreo 8 acum, sunt 6 cam cu o oră pe lună, unul cu 2 ore și unul cu vreo 10-15, cam așa. Dar am început să fac chestii, păi nu, restul de ore fac altceva. Fac proiecte noi sau... A, deci stai puțin de scuze. Și oricum nu acopăr toate deci, cele 160 de ore de lucrare. Nu faci numai WordPress, da, am înțeles. Main WordPress fac. Mai fac și PrestaShop. Nu, eu dar am ținut tot timpul să lucrez un număr, că de asta cineva să merge că n-am înțeles bine conceptul de freelance, i-am zis că trebuie să am ore bilă, 7 ore pe zi bilă, și am zis nu, că nu, ăsta e freelance, sigur. Și atunci tot timpul m-am chinit să mi le acopăr, știi? Și de deci eu de la începutul anului am început să fiu mai atent, am început să fac contracte de mentenanță, pentru că atunci când nu făceam, chestiile care veneau de la clienți le făceam, dar veneau tot felul de chestii aiure, așa, pam, 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 pam. Contractele astea de mentenanță sunt făcute din bonusurile alea care le dădeam eu gratis, știi? Am și eu nevoie să fac, hai dacă tot am deschis, hai să fac și eu, de praia, așa. Câte costă? Pentru chestia asta, jumătate. Dar pe mine mă scotea din ce făceam acolo și pe mult ca să intru înapoi, la fel. Și am zis, opa, asta e puțin, că scapă ceva. Da, e bine să faci mentenanță. Și pe ăștia sunt în jur de, nu știu, 800-900 de euro pe lună. Da, da, da. Care sunt da, acum, și chiar dacă, știi? Chiar dacă se aglomerează, exact, te duci la VPBAF să știi, știi, la un moment dat, dacă să zic că sunt prea multe contracte. Nu că pe mentenanță, e mare avantaj că poți să supravinzi, adică ținând cont că de obicei nu au nevoie de orele de mentenanță, tu poți să-ți vinzi sute... Chiar 100% din ora aia de mentenanță s-ar putea să nu aibă în fiecare lună. Bine, dar ore puțin, nu știu. Da. Păi eu nu fac update-uri. Și dacă îmi dă să-i schimb un preț sau să-i actualizez niște, să-i pun un articol, nu-i spun că un contract nu are articole, nu are update-uri de conținut, alea și le face ține. Dar eu îi dau puțin pe încerc să mergi cu un entertainer de 15 ore așa pe lună, dacă am ce să faci. Și atunci începe să se simtă că dacă tu lucrezi 2 și ai 15, poți să supravinzi. Și bine, cu riscul dacă la un moment 15 euro la un client. 15 ore. 15 ore da, pe client. Client. Adică un minim, da, retainer-urile astea de o oră, două... Nu te încurc așa și sunt mici, sunt, știi? Păi,
Da, dacă nu lucrezi o oră, lucrezi 30 de minute sau... Da. Asta e, dacă vezi de ore de 10-15 ore și o să vezi că de obicei lucrezi 2-3, da, o să devină foarte profitabil. Singurul risc pe care îl ai într-o lună să vină să-ți ceară toată lumea, da, să apară, nu știu, un mega update de WordPress și atunci o să zic, în 15 ore care ți le plătești. Da, mama, și atunci, nu știu, te chinui cu VB Buffs sau să muncești 300 de ore luna aia, da, da, whatever, știi, de obicei câștigi foarte mulți bani. Am văzut că am câțiva clienți agenții care fac asta și câștigă bine, pentru că oamenii practic plătesc pentru siguranța că developerul este acolo când au nevoie de ei. Este destul de șmecher să zică, nu știu că poate voi n-aveți de muncă de 15 ore, dar asta e contractul nostru minim, știi? Hmm? Da, ca agenție poți să zici, da. Bine, nu știu dacă au conceptul de oră, ei cred că au ceva de genul, ăsta e prețul și include maxim nu știu câte ore de development ca să se scutească de clientul ăla care îți dă prețul și după aia zice și acum vreau tot. Da, păi, ne-am scris de un palp. Da, da, da. Uite, astea sunt operațiile și o oră, două ore, 10 ore, mă rog, câte erau alocate fiecare. Chestia e că un mare avantaj care l-am avut în e-commerce a fost că e-commerce-ul este business critic pentru clienți. Adică marea majoritate, poate în afară de Alderica, care au și offline, marea majoritate, dacă le-a picat site-ul de e-commerce, nu mai au business, știi? Da. Și atunci nu reduc din costuri, nu reduc din calitate. Aici cred că la WordPress e puțin tricky, pentru că de obicei WordPress e o chestie adiacentă business-ului. Nu știu, nu prea sunt... În general, majoritatea clienților mei sunt pe site-uri de prezentare. Asta e, dacă îi pică site-ul de prezentare, mă rog, nu e ok, nu dar... Nu e business critică, dar da, nu e. Shop-ul, da, e grav. Și asta cred că e avantajul la e-commerce, că poți să ceri și plus că, adică se vede ce pierzi, iar știi, în SEO e puțin, bă, e cam abstractă treaba, știi? Așa, păi ce, ți-a picat, nu-ți mai merge place-ul, dar ok, poți să-ți calculezi exact câți bani pierzi, știi? Da. De asta știu, Radu, pentru Radu a fost ok când a trecut pe Shopify, că chiar veneți să încercă Shopify? Am avut un contract pe Shopify, un tip din Olanda, care român, recomandat. Și cum e? Până la urmă s-a dovedit, așa, pe jumătate se par. Am venit în timpul, dar ultima parte. Bine, dar nu, Shopify-ul ca și platformă. Da, Shopify. Mi-a plăcut ca și platforma, ce nu-mi place sau mi-e așa, e atitudinea mea de software as a service, adică de, nu foarte friendly pentru software as a service. Faci, da, tu faci niște chestii, dar în grădinița aia lor, pe condițiile lor și e la ei, nu e la tine. Da, 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 asta trebuie să știi exact ce se poate și ce nu se poate face, să nu promiți clientului că... Încă ceva, Shopify ieftin, plătești, nu știu, 20-30 de dolari acolo. Mai puțin ca un hosting, da. E dar. Nu ai niște chestii care WooCommerce-ul le are în varianta de bază, nu trebuie să le pui în plugin. Nu, au început să bună. N-ai produsele compuse, de exemplu, alea cu add-on-urile. Stai că acum, da, așa, da. Nici în ziua de azi nu știu dacă ai multilanguage, care mi s-a părut. Nu m-am gândit la asta, dar asta e o chestie, băi, e un produs în două variante. Varianta A și varianta B. În două cantități. 50 de grame, 100 de grame. Nu e aia de 30 de dolari. Eu mai fac un funnel așa, cu o agenție care lucrez, care practic îmi vine clientul. Ei sunt multidisciplinari, sunt 200 de angajați, au multe skill-uri. Și am văzut că în funnel, da, intră în primul rând, ok, vedeți cam ce vrei. Și prima dată te califică la, se vede dacă te califici pentru Shopify. Dacă nu te potrivești la Shopify, BigCommerce este o următoare, căci că puțin mai flexibil. BigCommerce? Da, BigCommerce. E tot un fel de Shopify, ne? Da, cred că e numărul 2 după ei. Doar am așa. După care, culmea, nu știu de ce nu fac ăsta, WooCommerce. După care încearcă să califice pentru Magento, aia folosesc ca a treia opțiune, și după care ultima, adică dacă e super custom și nu știu, nici Magento nu se potrivește, merge pe, se numește NextCommerce, da, care e o platformă de React, headless, adică e ceva aproape așa, ca și că noi pornim de la zero. Da. Dar cam asta cred că e... Și chiar am să-i întreb de ce nu fac e-commerce. Deci s-ar putea să zic că e prea mare concurență. Eu o să-i întreb o dată să vă spun.
Nu prea știu, multă lume se ferește de cum și nu știu de ce. Mie mi se pare că îi suferă chestii gratuite și eu, de exemplu, gestionez un site și orice plugin vrei care îl oferă WooCommerce costă cam $150 pe an. Și ei ți-l dau gratuit, dacă vezi că ai nevoie de 3-4 plugin-uri, ajungi la niște costuri care, mă rog, ca idee. Și îți pare un pic, iarăși, ai plugin-uri, WordPress, temă și eu consider WooCommerce ca un plugin separat. Deci cumva ai 4 points of failure. Așa la un CMS mai standard, ai CMS-ul și eventual dacă ai add-on. Mi se pare mai puțin probabilitate da, să-ți pice ceva. Păi ce înseamnă un CMS mai standard? Drupal sau ce? Cu Drupal are exact aceeași problemă. Shopify, de exemplu, mă gândeam. Da, dar Shopify e SaaS. E SaaS, nu e CMS. Adică... adică e la ei, nu e la tine. Nu, ai Magento și bine ai PrestaShop, care cred că... Asta e că Magento e mai heavyweight, că e mult mai complicat. Dar cred că ar fi PrestaShop, care e, mi se pare că e mai simplu și e... Da, e mai simplu și consumă mai puțin resurse. Nu l-am folosit niciodată, dar... Ba da, am făcut magazin așa și PrestaShop. Mă rog, oricum, ideea e că depinde și nici clienți de ăștia prea mici nu vrei, știi? Nu știu, o chestie care mult timp a mers pe Magento, dar acum e prea extrem. Băi, filtra clienții foarte bine, fiind o platformă care are un total cost of ownership și destul de ridicată. Ai zis că l-a ajuns cu ceva. Nu... Da, nu aveam clienți mici. Înțelegi? Da, dacă era cineva care avea puține vânzări, nu făcea Magento. Nu-ți pierdea timp. Da. Adică Magento 1 rare ori se întâmpla să zică că am hourly rate prea mare sau știi, pe când dacă încercam să merg pe plain pe HP, nu aveam nicio șansă, știi. Cu Magento 2, da, e mai dubios, dar cu Magento 1, da, era acolo, era... Bă, sperăm că o să țină asta cu WordPress, nu știu. Nu, eu și mai tare. În 2007, știi, când am avut o... firma respectivă. Da. Cu faliment răsunător. A, cu tipul ăla care... Da. Să mă numai desigur, vreo dată? Nu. Nu cred că l-a căutat cineva niciodată, după părerea mea, dar... ar fi trebuit să aud, într-un fel. Vali și cu Bilen, inițial Vali developer și Bilen designer. Da, ești. Ah, păi, na, tu mi-e recomandă de aici. Ziceam pentru... Ei râdeau de mine că în perioada aia 2007-2008 eu încercam să fac dintr-un WordPress să fac niște site-uri. Și aveam site-ul la smartcasa.ro care cu o temă destul de basic pentru vremea respectivă. Bine, destul de basic ca și funcționalități, dar pentru așa arăta ca un magazin, ca un ziar online. Deci ca un magazine. Și am reușit să-l duc pe prima pagină pe Google la căutarea case inteligente și case inteligente. Era numărul 1. Înaintea lui Avitec, înaintea lui caseinteligente.com, care erau balaurii și inițiatorii curentului în România, ca să zic așa. Foarte tare. Și după ce Bilen a plecat de la firma la care ne-am mutat, ca să zic așa, pentru că i-a dat afară proprietarul. Știi că i-a dat afară și pe Bilen și pe Vali pentru că aveau salarii prea mari. El așa a zis. Da, posibil. Erau destul de buni. Adică erau buni, dar erau ok pentru că erau ok să aibă salarii mari. Poate aveau cu bonusuri și cu astea îmi depășeau și mie salariul, știi? Adică, și n-aveam o problemă cu asta. Că eu vindeam, făceam, strângeam banca să le plătesc salariile. Na, erau... Un fel de adică, Bilen era un tip care făcea bă, niște design-uri și era foarte tare, adică chiar știu că a lucrat cu altă firmă, când lucram cu Dan Cheia și a făcut Bilen niște design-uri și eu, mamă, arătat, îmi se părea nu există nimic în România așa bun. Dar oricum, da, era peste majoritate. După ce a plecat și a făcut firma lui și zicea, bă, Cristi, ce bine că ai insistat și am învățat și eu WordPress cu toată nebunia ta cu WordPress, că el a învățat WordPress de la mine, ca să zic așa, și m-a rămas cu el. Așa? Ce am avut o pâine de mâncat cu firma mea, pentru că el făcea design, dar nu putea să aibă produsul final. Ce faptul că am învățat să fac design și să integrez WordPress, am reușit să mănânc câteva luni până când s-a angajat în București, până la urmă. Da. Și chiar...
A, și faptul că eu am învățat WordPress, eu învățam de hobby, așa, mai făceam proiecte, așa, pe la prieteni, side business, că eu eram project manager la firma asta, nu, adică, mă rog, vindeam. Tu acum mai muncești la un full-time undeva, nu? La firma mea. Da. Ce, ce te ocupi? Ca să zic așa, dezvoltare WordPress. Și mai am o zonă de, de asta, de ceva fotovoltaice, niște proiecte din astea custom cu Arduino, cu țibușul de asta. Deci e tot așa, pe astea sunt side, așa. Sunt side business, nu e main business. Bine, și proiecte speciale, în general. Custom. Dar main business asta e. Dezvoltarea de site-uri pe WordPress, în principiu. Și acolo unde nu depășește expertiza, nivelul de expertiză, ne aduc prieteni, colaboratori. Nu știu, pe Google Ads, Facebook Ads, am pe cineva, pe PR am pe altcineva, pe hosting heavy duty am pe altcineva. Că nu poți să fii superman. Și mai bine, chiar, e altceva. Și practic, uite, când am echipe mari, când aduc echipe mari la un client, îmi crește nivelul de, de îmi cresc orele, nu, îmi crește timpul de lucru alocat pentru clientul ăla. Dar clientul își dorește că eu să lucrez mai mult pentru el. Pentru că toată echipa asta care i-am adus-o pe cap, ca să zic așa, cu contractele separate, adică nu, zic, uite, ăștia sunt, dacă vrei, baide, cumpără. Pentru că ei fac tot felul de chestii, primesc eu mai mult de lucru, pentru că se... Da, trebuie să-i ajuți pe ei din anumite puncte, da, pe anumite și... secțiuni. Eu sunt one man job, așa. Chiar la tine cu mine. Cum? Tu ai mai analizat ca developer dacă nu cumva se merită mai mult să lucrezi full-time decât freelance? Că eu am început să am dubii în ultimul timp, adică am văzut că au crescut foarte mult salariile sau cel puțin pretențiile celor care le cer, nu știu dacă le și primesc, știi? Și freelance-ul, da, cam scade așa, că nu știu cum se fac, s-a întâmplat. Ba da, că da, trag linie la finalul fiecărui an, așa, detaliat, ce să zic? 2019 a fost cel mai bun an până în momentul ăla, dar ce să mai, 2017, 2018, 2019 a fost cel mai bun, după care a urmat 2020, am depășit puțin 2019-le. Mm-hmm. În luna decembrie a lui 2021 am depășit tot anul 2018. Deci am rupt. Efectiv, am dublat anul 2020, implicit și anul 2019. Am avut și bulan. Mă așteptam să-i la același nivel, 2019, 2020, 2021, să fie cam la fel, mici diferențe. Da, da, da. Deci contractul ăla pe care l-am prins de pe TomTom m-a dublat. Da. Deci până la urmă se merită să te angajezi full-time. Acum că ești pe contract full-time, când zic că te angajezi full-time, nu mă refer neapărat la contract de muncă. Mă refer să lucrezi toate orele tale pentru o singură firmă. Dar era full-time plătit la oră. Da, da, pe așa e pe total. Sunt practic, ei când zic full-time, fac 40 de ore la tariful tău oral. Ajunsesem, gândește-te că aveam full-time. E adevărat că nu băgam în fiecare zi full-time. Aveam zile în care băgam o oră două. Aveam weekend-uri pe care le băgam complet pentru agenția asta și pe care mi le plătea dublu, ca așa mă înțelegeam eu cu ei. Dar îi aveam și pe cei vechi, clienții vechi, că ți-am zis că am, dacă eu am 3 clienți vechi, păi aia le-am dau peste 6 ore de muncă pe zi sau să zic pe acolo. Ajunsesem să bag iar 10-12 ore de muncă pe zi, adică pe ceas, dacă efectiv. Mult. Și după o lună așa pe cam... Cam mult, da? Era curiozat. Abia așteptam să termine într-un fel contract, știi? Adică... Să încerci part-time. Eu am un part-time pe TopTal, cred că doar atât am pe TopTal. E destul de ok, dar trebuie să ai grijă la part-time, că... S-ar putea... Este cel mai tricky tip de contract, pentru că unii la part-time au așteptări de full-time.
Adică știi cum e la ideală, păi nu noi interesează câte ore, noi vrem să fie treaba făcută și păi da, da, atunci ia-ți un full time, știi, dacă nu te interesează câte ore, practic vrei să plătești la jumate, nu, trebuie să te intereseze că e part time, știi? Da. Pe când invers nu, am avut part-time care era, ziceam, băi, nu mai am voie acum să le zic cu topta logică, dar pe vremuri aveam voie și le ziceam, băi, redu-mă hourly, că tu nu vezi că îmi dai 3 ore pe săptămână, de ce îmi plătești 20? Că, bine, la un moment dat să-și dau și ei seama și renunță, știi? Dar am impresia că topta nu făcea upsell pe part-time acum, știi? Adică cam orice vinzi încearcă, există o reducere ca și client dacă îți iei part-time. Se pare că dă 20-30% reducere, știi? La rate? La rate-ul lor, da. La rate-ul lor. Cui da. Asta? Clientului? Sau clientului, da. Da, da. Nu, pe tine nu te interesează, pentru că tu și știi? Dar și mulți agață așa, dar ei nu-și dau seama exact că ei au nevoie de 2-3 ore pe săptămână și cu reducerea aia e stupid să plătească 20, știi? Da, să ai grijă. Oricum, top-time-ul oricum te lasă să lucrezi mai mult de două part-time-uri sau de un full-time, dacă nu mă înșel. Dacă vrei să te pui available peste 40 de ore... Dacă faci față și duci bine, eu cred că îți dai și 80 de ore pe nu prea asta. Adică, mă rog, trebuie să le scrii, trebuie să le explici și îți măresc ei, îți aprobă manual. Zic, nu poți pur și simplu ții tu 10 contracte. Așa, la un moment dat îmi dăduseră 50 de ore pe săptămână. 50, îți dau, bineînțeles, dar nu o să dau 80, nu cred că îți dau. Și cred că îmi dădeau și mai mult dacă le ceream, dar... N-aveam cum să duc cu el. Da. Că bine, acum am înțeles că se dau 5 ore pe săptămână. Uite, că apropo, ziceam de contract minim. Și de la TopTal s-au prins și contractul minim pentru ei e 5 ore pe săptămână. Okay. Eu am un client super vechi, că și ăștia erau, bă, ce-i cu ăsta, știi, de când de la ei s-a uitat pe 2016, nu știu de când ești. Că, și acum ai zis că e da, deci tu chiar dacă ești hourly, te facturează minim 5 ore pentru că ai zis că da, bă, sub numărul ăsta de ore, deja e... Da. Nu ne deranjează. Da, da, da. Adică da. Dacă și practic, deci 20 de ore pe lună e minimul care îl acceptă ei. Da? Da, da, da. Și mă rog, eu am un client care cumva pe vremea aia nu era așa și tot avea 0. Și ziceam, bă, dar cum facturezi tu 0 ore? Păi nu știu de ce să nu facturezi. Păi n-ai voie, trebuie 5. Și mi-a lămurit, a, ok, facturezi 5, cum să nu, nicio problemă, știi, da. Da. Dacă ai 45 de ore, da. Poți să păi și cum, dacă... Și a, poți să-ți iei recurent ca și client? Adică să-ți iei... Deci ei aveau, pe modelul hourly, pe vremuri facturai cât, cât lucrai. Dar acum au condiția să se facturează minim 5 ore pe săptămână. Chiar dacă nu lucrezi nimic. Tu trebuie să facturezi 5 ore și să iei banii pe 5 ore pe săptămână. Știi? Și clientul știe la fel de la început că trebuie să le plătească pe alea. Dacă la un moment dat nu-i convine, renunță, dar practic trebuie să renunțe la tot contractul. Nu poate să zică, stai că eu vreau o oră. Deci nu poate să-ți plătească 15 ore one time și pa. Nu. Stai puțin. Poate să închidă contractul când vrea, dar zic, nu poate să plătească sub 5 ore pe săptămână. Dacă el vrea... Deci și nici invers, trebuie să fie într-o săptămână. Adică da, iar nu merge că a lucrat 20 de ore și după aia 3 săptămâni nu mai plătesc nimic. Nu. 5 ore pe săptămână mic. Voiam să întreb dacă poate să ieși un contract de 15 ore o singură dată. Păi da. În principiu nu, adică nu te acceptă ca și client. Când aprici te întreabă cam ce ai nevoie și îți zice, ne pare rău, nu așa, dar bineînțeles că poți să-i păcălești dacă vrei și da, poți să-l iei. Adică am avut un client care cam așa a făcut și a rezolvat vreo 3 chestii, dar era foarte de mult și poate chiar l-a acceptat opta, nu s-a păcălit. Ei poți să oprească oricând, știi, dar... Păi da, uite, de exemplu, dacă cineva are nevoie de 25 de ore, se termină... Da, nu acceptă, dacă le spui așa, că e tu în momentul în care te duci la TopTal ca și client, te sună cineva. Și dacă le spui că ai nevoie de 25 de ore, zice, ne pare rău că n-avem la ala, știi? De 34, na. Deci dacă dai... Nu, ei se uită de proiecte de sute și sute de ore, în principiu, sau chiar dacă e un volum mai mic, să ai nevoie de vreo 30 de ore pe lună a la lung, știi? Okay. Bineînțeles, tu poți să zici că ai nevoie 30 de ore a la lung și să închei contract, știi? Dar știu că, de exemplu, eu tot foloseam TopTal-ul, dădeam link-uri la oameni din, cu care nu puteam, din diverse motive, să lucrez. Ca să nu-i las așa, de multe ori și aminteam, uite la TopTal, bine, majoritatea când vedea tarifele de la TopTal nu le mai trebuia, dar bani ziceam și eu, băi, nu te-am lăsat chiar cu ochii în soare, adică uite, varianta asta, da, e super scumpă, dar, mă rog, e, știi? Și știu că, de exemplu, n-a reușit nici ăsta de la, și uitat, bă, Mihai, cum îl cheamă, de la Evonomics, n-a vrut să-l accepte ca și client, nu știu de ce.
și au volum. Știi? De hai bocai? Da. Știu că avea nevoie mare pe Magento și el vrea ceva full time, știi? Și a zis, bă, nu pot, niciun caz o să mă bag. Așa, și am dat total, că era, băi, îmi trebuie neapărat, acum vreo 2 ani era, știi? Uh-huh. Și am zis, ok, îți trebuie neapărat, du-te la total, găsesc că ești. După aia l-am întrebat, că am dat referral link-ul, știi? Da, da, da. Și a zis, da, sigur, că știu că e destul de bani, vă rog, sigur, de aici am eu și banii de referral, că e bun la un client de 2-3 mii de dolari, dacă nu mă așa, știi? Da, da, da. Bine, la un client, dacă facturează, nu știu câte da. Sute de ore au ei, dar... De Evonomics chiar era și chiar este cea, băi, care are nevoie de developer super specializat pe Magento, full time, pe o perioadă mai lungă. Și nu știu de ce n-a... A zis că nu s-a înțeles cu ei. Și nu mă dumneavoastră să scoate ția bani ca și companie. Dacă ei plătesc 2000 de euro maxim pe lună la cel mai bun developer din firmă, cel mai mare salariu, 2000 de euro pe lună, nici măcar. Asta era valabil înainte de pandemie, acum după pandemie, când au apărut filmulețele alea cu libertate în IT și au zis să ia cât fac programatorii, atunci asta aduce mai bun din firmă și face mărire și i-a dat până la 90 de milioane. Păi și ce, mai lucrează cineva acolo în condițiile astea? Da, lucrează, ai fi surprins. Asta zic. Dar... Da, nu, Constanța, era, că de asta și zic că freelancing-ul și poate și tot felul mai arată relevanță, că acum am dat pe acces, adică înainte de pandemie, asta e, vreau să stai în Constanța, te mulțumeai cu de 3 ori, 4 ori mai puțin bani, că, da, așa e orașul, știi? S-a dus salariul. Păi, acum s-a dus că te angajezi la IMAG, toate filmele acceptă remote acum și stai frumos în Constanța și lucrezi la IMAG, lucrezi la... Gen Accenture care acceptă. Da, toți acceptă, nu știu dacă sunt care nu acceptă. Și salariile... Uite, chiar vreau să întreb, nu pot să bag un afac, dar oricum sunt mult mai mari, asta știu că mai cunosc oameni care au pe .NET în general, au timp în Constanța și au problemă asta că ne-a tot plecat, developerii, parada, ce vrei, am primit ofertă de la ea, e de două ori mai bine, adică nu e, nu e cu 10%. Da, da, și... Cristian, hai să facem luni. Luni? Da, nu e critic, eu am pe obiectivul meu de... Intrăm pe Skype. Și am acolo posibilitatea de screen sharing sau pe Google Meet. Și stau o oră și îți arăt exact un demo al meu, îți arăt exact cum fac un field, cum îl pun pe un template sau pe o pagină, cum îl trag în PHP, că e foarte simplu. Îți arăt și cu un repeater și cu nebunie de genul și vreau să mă duc și mai nevărsi în seara. Da, nu.